În aplauze dumneavoastră, invitatul acestei seri, Părintele Dr. Mihai Albia. S-a smerit, a luat-o pe altă cale, dar până la urmă tot ajunge unde trebuie. În prima parte, vreau să vă mulțumesc că ne onorați cu prezența. Ne bucurăm faptul că ați răspuns invitației noastre și ne sunteți alături la acest eveniment de suflet, un eveniment de simțire creștinească și de trăire românească. Invitatul nostru este Părintele Dr. Mihai Andrei Aldea din București, istoric de excepție, teolog și doctor în filologie, căruia îi mulțumim pentru dragoste și pentru prezență. Și aplauze dumneavoastră sunt semnul cel mai clar care a răspuns invitației noastre. Tema acestei întâlniri se referă la provocările contemporane în spațiul românesc între eroism și trădare. O temă de mare actualitate care privește societatea noastră românească, tot mai încercată și mai dezbinată în ultima vreme. După cum am văzut de-a lungul istoriei, dușmanii bisericii și ai neamului românesc au atacat și atunci ca și astăzi în diverse moduri acest neam și nu au nici un interes ca neamul nostru să fie puternic. Apoi, de unde să mai fie vlagă de român dacă suntem ruinați de mass media, slăiți de puterile sufletești și fără un ideal sau o conștiință românească puternică? Tânăra generație este dezorientată de cei care vor schimbarea istoriei și reducerea orilor de istorie la clasă ca să nu mai știe românul de unde vine și cotro se îndreaptă. Marele Eminescu spunea: românii au nenorocirea de a nu mai avea încredere în propriile lor puteri, uitând că nu sunt singuri. E tot trecutul cu ei și prin ei se pregătește întreg viitor al neamului. Neamul meu este mama mea, tatăl meu, fratele, sora, vecinul, satul, și tot ce vorbește aceeași limbă și are aceeași credință și aceleași idealuri. Dar ce mai putem face astăzi, în țara noastră, când Iuda și cei trădători, urmași ai lui, s-au mulțit pretutindeni? Cum putem să luptăm mai bine fiecare în parte ca să ne apărăm sărăcia și nevoile și neamul? Răspunsul vom căuta împreună să-l aflăm de la invitat din această seară, de la Părintele Dr. Aldea. Însă, în prima parte, va fi un scurt moment artistic pregătit de Roxana Suciu, Lazar Vlad și gherlenii apropiați sufletului nostru, pe care îi invităm în aplauze dumneavoastră și le mulțumim pentru implicare și pentru dăinuire. Roxana Suciu și împreună pe echipa aici de față. Și nu înainte de a-i spune un la mulți ani, pentru că și-a sărbătorit ziua, în aplauze dumneavoastră, la mulți ani, Roxana, cu tot dragul. Doamne ajută, bună ziua, mulțumesc foarte frumos, încă o dată emoționată. Mulțumesc frumos!
Yeah.
soare. Înturbate frunza pică o popor, inima mi se deschide. Înturbate frunza pică o popor, inima mi se deschide. Am pe mândra mândrelor din sat.
ogorul meu și mândra mea, doar Dumnezeu le poate lua. Dar eu știu că nu mă lasă singur să rămân, că și Dumnezeu e un bun român. Țara mea și mândra mea, mi-am scris pe inima din piept doar două nume, Românie și cu mândra mea. Asta e tot ce am mai scump pe lume, țara mea și mândra mea. Multe țări ar fi în lume, dar eu nu le știu. Multe mândri ar fi peste hotar. Eu aici am crescut, trăit, din tată în fiu, și-am iubit o fată de plugar. Aici am fost, aici voi sta, n-am niciun loc altundeva. N-am să vin să-mi croat mândra pe pământul tău, dar nici tu să nu fii pe al meu. Mi-a scris pe inima din piept doar două nume, Românie și cu mândra mea, asta e tot ce am pe lume, țara mea și mândra mea. Aplauzele se cuvin celor care au fost în timpul împreună și le mulțumim pentru acest moment atât de înălțător, cu adevărat, pentru tot ceea ce înseamnă simțire românească și trăire creștinească. Părinte Mihai, v-ați echipat foarte bine, se vede. Aveți sufletul deschis al ghirlenilor care așteaptă să se desfăteze din cuvântul pe care astăzi ni-l împărtășiți. Vreau să salut în modul cel mai deschis prezența domnului primar în mijlocul nostru, să-l aplaudăm pentru că se pregătește pe mâine de un pelerinaj în Muntele Athos. Și domnul primar, vă rugăm să ne purtați rugăciune acolo unde mergeți, locurile sfinte și la părinții mari duhovnici ai neamului nostru din Sfântul Munte, unde zi și noapte rugăciunea este neîncetată pentru țară, pentru neam și pentru întreaga noastră creștinătate. Așadar, părinte Mihai, bine ați venit! Din acest moment totul va aparține. Să caut așa, dacă am găsit. Am primit de curând un mesaj de la un prieten care îmi cerea să-i recomand o carte despre viața mirenilor creștini în societate. Și a trebuit să dau un răspuns foarte trist. Nu îmi vine niciun al minte. Pentru că e mare lipsă de așa ceva și este foarte, foarte greu și foarte grav. Vedeți că, ascultând între cele frumoase ce au deschis întâlnirea noastră de astăzi, nu am putut să nu mă gândesc la faptul că străbunii noștri știau cum să-și trăiască viața ca niște români adevărați, ca niște creștini adevărați,
în fața provocărilor vremilor. În vreme ce noi astăzi cam dăm din colț în colț, ne plângem și ne plângem atât de mult încât am ajuns să luăm această plângere drept un adevăr, deși nu este un adevăr, că avem sufletele slăite, că avem puterile slăite și așa mai departe. Dar asta e minciună. Nu, nu este așa. Nu avem nici puterile slăite, nici sufletul slăit, doar că suntem foarte comunzi. Foarte comunzi. Și poate că prima provocare pe care o avem în față este aceasta a mass mediei. Este ceva așa, ar putea să fie hazdic, dacă n-ar fi trist, modul în care omul zice televizorul minte și pe urmă îți scântește tot felul de lucruri năstușnice și întreb, dar de unde știi? De la televizor. Îi spune că televizorul minte și acum cum zice televizorul ceva, cum crezi? Dar omul crede ce îi spune televizorul pentru că este mai comod așa. Este mult mai comod. Știți? Te bucuri cu televizorul, te întristezi cu televizorul, te aduni cu televizorul, petrești cu televizorul, faci milostenie cu televizorul, ești viteaz cu televizorul, te culci cu televizorul, dar de fapt n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. Și atunci e foarte comod. Era un cântăreț italian care vorbea la un moment dat de copiii care adorm târziu cu mama TV. Cu mama televizor și e o dimensiune cumplită a existenței noastre, pentru că televizorul a devenit nu numai mamă pentru mulți dintre copii din nenorocire, nu numai tată pentru mulți copii din nenorocire, a devenit lumea în care foarte mulți trăiesc, iar alții, poate și mai numeroși, sau din ce în ce mai numeroși, dacă nu trăiesc în televizor, trăiesc în internet. Știți că în internet sunt foarte viteși. Până acum vreo 2 ani de zile, era internetul plin de declarații din acestea de unor ortodoxiști de internet. Ortodoxie sau moarte, pentru ortodoxie până la moarte și așa mai departe. Dar cum a început necazul în Siria, s-a făcut foarte multă liniște. Nu mai lucră chiar așa. Pentru că apare o întrebare simplă, dacă sunt atât de pregătiți de martiri, de ce nu se duc să facă voluntariat acolo în Siria? Și nu vorbesc neapărat de voluntariat sub arme, vorbesc de a-i ajuta pe cei care sunt în necaz acolo. Pe creștinii care suferă acolo cumplit și ar trebui ortodoxii noștri să fie prezenți, să facă misiuni, să îi ajute, să le ducă medicamente, să le ducă alimente și mai departe. Acolo știți cât sunt zone în care o cană de apă prețuiește cât viața unui om. Este ceva cumplit. La noi nu-i mare lucru să iei o sticlă de apă și să începi să te stropești cu prietenii. Acolo, dacă ai face așa ceva, cred că te-au omorât cei din jur, pentru că îi mor de sete. Mor de sete. Chiar mor. Și iată curajul, eroismul acesta de internet s-a terminat. Cum a apărut prilejul de a-l pune în practică. A dispărut. Gata. S-au liniștit. Deci, eu cred că prima provocare pe care o avem este aceasta. Pentru că trebuie să ne eliberăm de sclavia comodității și să învățăm să facem lucruri. Deci, ce minunat este cum s-a venit aici și s-a cântat și cred că inimile fiecăruia inimile tuturor au tresărit și fiecare dintre noi a simțit în inima lui fiorul cântecelor care s-au cântat. Este ceva muncă, dar este și ceva care rămâne și te roade. E deosebire foarte mare între toată prostia asta cu televizorul și cu internetul, în felul în care sunt folosite, oare e corect să spunem, sunt folosite, părinte? Sau, mai curând, în felul în care ne sunt stăpân și ceea ce ar trebui să facem, de fapt. Adică să făptuim. Să făptuim. Mi-am dat seama astăzi, chiar când eram în biserică și vorbea părintele și mă uitam la oamenii din biserică și mi-am dat seama de prăpastia pe care televiziunea o sapă în sufletul nostru între realitate și ideea noastră
despre cum ar trebui să fie realitatea. Suntem atât de înșelați încât nu mai suntem în stare să ne descurcăm. Și despre ce vorbesc? Acum aproape 2 săptămâni, mâine se fac 2 săptămâni, având o conferință la Cluj și veneam de la București cu mașina și am trecut pe lângă indicatorul spre Oarba de Mureș, spre monument. Și mi-au dat lacrimile. Eu de câte ori trec pe acolo și văd, îmi vine minte amintirea celor care s-au întâmplat acolo, în al doilea război mondial, și îmi dau lacrimile pentru că acolo a fost un măcel, un masacru. Românii au fost puși să atace niște poziții care nu puteau fi atacate, trecând prin Mureș și urcând dealul în bătaia mitralierelor, fără sprijin adevărat de artilerie, fără nimic, în condiția în care nici nu erau nevoie să se facă chestia asta. Au fost puși de sovietici să facă lucrul ăsta special, ca fie să fie declarați lași și fie să fie omorâți. Nu era mare lucru pentru trupe să ocolească zona și să atace pe urmă din spate și rezolva problemele, dar românii au fost puși să atace de-a dreptul. Și au cucerit poziția. Deși nu se putea cuceri. Au fost șocați sovieticii și nu au mai încercat încă o dată să-i mai pună pe român la așa ceva. Pentru că, în mod normal, nu se putea. Cădeau rând peste rândul și românii mergeau înainte. Nici o armată din lume nu este în stare de așa ceva. Trupele sovietice, când erau așa mitraliate de germanii, tot în al doilea război mondial, fugeau chiar dacă aveau în spate comisarii care îi împușcau în fugă. Dar știau că unii dintre ei scapă. Dar românii au mers înainte și au cucerit poziția. Dar a fost tot dealul plin de trupurile bunicilor, unchilor noștri care au căzut acolo. Și de câte ori trec pe acolo îmi dau lacrimile. Și știți, oamenii aceia, eroii aceia care au luptat încât i-au experimentat până și pe sovietici, nu arătau ca eroi din filmele americane, știți? Nu cu mușchi de aia umflați cu steroizi și alte chestii de genul ăsta. Erau cei mai obișnuiți oameni, ca oricare dintre noi cei care suntem aici. Nu era niciun dintre ei Superman. Nu fusese niciunul mușcat de vreun preanjen radioactiv mutant care să-i dea superputeri sau mai știu ce prostie de genul ăsta. Nu făceau parte nici din generația mutant X. Nimic. Erau oamenii cei mai obișnuiți. Dar care îl iubeau pe Dumnezeu, care își iubeau neamul și care, având Dumnezeu în cer, știau să-și facă datoria până dincolo de capăt. Și și-au făcut-o. Fără sângele lor, fără egoismul lor, noi nu am fi avut înapoi Ardealul nostru, să știți. Fără Gavrilă Știfondă și ceilalți maramureșeni care s-au ridicat împotriva trupelor sovietice care încercau să ia Maramureș și să-l dea Ucrainei, noi n-am mai fi avut astăzi nici o bucată din Maramureș. Există întotdeauna în fața oamenilor o ofertă dublă. Egoismul și trădare. Și de obicei oamenii care aleg trădarea dau vina pe oricine altcineva în afară de ei înșiși. Devizele o să le recunoașteți ușor. De genul, așa e lumea. Așa sunt vremurile. Așa face toată lumea. Așa sunt toți. Așa se gândește astăzi. Etc. În tot felul de scuze. Atunci când Ștefan cel Mare a venit în Moldova, ca domnitor al Moldovei, era un sfert de secol de război civil în Moldova. Oamenii se omorau între ei, se urau, erau nesfârșite răzbunări. Era o măcelărire interioară. Așa gândea toată lumea în Moldova. Și primul lucru pe care l-a făcut Ștefan cel Mare ca domnitor, știți care a fost? A dat un act de iertare pentru cei care îi omorâseră tatăl. Îl omorâseră Mișelește, la o nuntă, la o prăznuire sfântă,
a unei sfinte taine, ei care se credeau sau se pretindeau a fi creștini, au ucis pe Domnitorul uns de Dumnezeu, transformându-se în niște asasini de cea mai joasă speță. Și Ștefan cel Mare, ca prim act al domniei lui, i-a iertat. I-a iertat pe toți. Și a spus și de ce. Ca să se facă pace în țara Moldovei. Pentru pacea țării, el a jertfit orice răzbunare personală, orice problemă, ca să nu mai fie dezbinare, să fie unire. Și oamenii să poată să fie împreună și să își poată zidi împreună țara. Vedeți, toată lumea gândea pe răzbunare și pe dezbinare. Și omul acesta a gândit pe dos, pe iertare și pe unitate. Sigur că în clipa în care unii au ales în continuare calea trădării și nu au vrut nici iertare, nici unitate, i-a pedepsit. Dar cei care au primit iertarea și care au fost, cum să spun, s-au lipit cu sufletul lor de unitate, au fost alături de Ștefan cel Mare până la capăt. Unii dintre ucigașii tatălui lui au fost alături de Ștefan cel Mare, nu știu câte bătălii, și au pus viața pentru el și unii dintre ei au murit apărându-l. Au murit apărându-l. Vedeți deosebirea între a spune așa gândește lumea, astea-s vremurile și a face ceea ce trebuie. Și chiar dacă Ștefan cel Mare n-ar fi reușit ceea ce a reușit, să țină 47 de ani o țară liberă, în mijlocul dușmanilor și în mijlocul răutății veacului, prin simplu fapt că a dat această bătălie, deja s-ar fi înscris în ceruri înaintea lui Dumnezeu, la un nivel extraordinar. Întotdeauna în fața noastră stau aceste două căi. Putem găsi un miliard de scuze ca să nu alegem egoismul. Dar există o pricină foarte clară pentru care trebuie să alegem egoismul. Este singura cale care duce la viață. Vrem viață, vrem lumina lui Dumnezeu, vrem mântuirea. Pe această cale trebuie să mergem, pe calea cea îngustă. Nu pe calea cea largă. Și dintr-o dată, scuzele, așa gândește lumea, așa spun toți, așa fac toți, ne osândesc, pentru că arată faptul că noi alegem conștient calea cea largă despre care ne-a spus Fiul lui Dumnezeu că duce la moarte. Și o alegem conștient. Asta nu este scuză. Toți fac așa. Dimpotrivă, este un semnal de alarmă care trebuie să ne trezească. Dacă toți fac așa, este foarte probabil că e rău. Și înseamnă că trebuie să facem altfel. Și trebuie să facem altfel. Dacă vrem să intrăm pe poarta cea strântă și să mergem pe calea cea îngustă, care duc la viață. S-a pomenit astăzi Părintele Iustin Pârvu. Să știți că Părintele Iustin Pârvu a fost un țăran aruncat. Nu a fost adus de extraterestri. Nu este mutant, nu a apărut în urma nu știu cărui fenomen paranormal sau paranormal, nu este ieșit de undeva din nu știu ce dimensiune, este un țăran oarecare din satul Petru Vodă, județul Neamț. Și în satul în care s-a născut și a copilărit, au fost oameni care au colaborat cu ocupația sovietică, și-au obținut funcții, și-au băgat oamenii în pușcărie, și-au ucis, și-au făcut niște lucruri foarte rele și foarte urâte. Pentru că așa erau vremurile, știți? Știți scuza? Așa erau vremurile. Și s-au adaptat la vremuri. Dar a fost și Părintele Iustin, care nu s-a adaptat la vremuri, ci l-a urmat pe Hristos și a urmat pilda înaintașilor și a păstrat credința și a păstrat dragostea de neam. Și l-au băgat în moară să-l zdrobească. L-au bătut, l-au torturat, l-au chinuit în diferite locuri.
printre care și la Gheorghe, și la Iud și în alte părți. Și a ieșit din încercarea aceasta de a produce prin tortură, prin tortura cea mai demențială, de a produce un așa zis om nou, adică o marionetă total controlată de către cei care dețin puterea, a ieșit cu fruntea sus. Și a mers înainte, tot așa. Când a ieșit el din pușcărie, țara era deja prăbușită, sufletește foarte mult în comunism. Și a mers înainte. Alții alergau după niște poziții, în aparat, de partid, în securitate, mai turnau pe unul sau pe altul ca să mai obțină niște avantaje. Iar el mergea înainte pentru Dumnezeu și pentru Neam, fără să scadă nimic. Vedeți, în același loc, am în două posibilitățile. Și acum, când și el și alții din generația lui au trecut dincolo, se pune întrebarea fundamentală, cine a câștigat și cine a pierdut? Au câștigat cei care s-au supus lumii, cei care au zis, astea-s vremurile, sau a câștigat Părintele Iustin? Este o întrebare retorică, pentru că ne dăm seama cu toții cine a câștigat și cine a pierdut. Și iată o lecție foarte la îndemână. Foarte la îndemână, aici, lângă noi. Alegerea între eroism și lașitate. Fiecare dintre noi are în viața lui această provocare. Să alegem comoditatea sau să făptuim. Sau măcar să încercăm să făptuim. Am încercat odată și dau această pildă, că mi se pare foarte folositoare, am încercat odată să plantez puieți de copaci într-un loc care fusese defrișat. Și s-a întâmplat nu foarte departe, era o pepinieră și erau niște oameni acolo îngăduitori și îmi dădeau puieții de care n-aveau nevoie. Unii de pun, unii de alun, mi-au dat chiar și de liliac și așa mai departe. Și mă duceam să pam și nenumărate găleți de apă, căram acolo, nu aveam furtun, nu aveam cu ce să ud, decât căram apă cu găleata. Și duceam și puneam la rădăcină, la cei pe care îi puneam acum și la cei pe care îi pusesem. Și am plecat din locul respectiv, am revenit după 15 ani. Eu cred că am pus atunci vreo 120-150 de puieți. Nu a fost chiar ușor să care atâta crezi cu apă zi de zi, dar ziceam și eu că e antrenament și că îmi folosește. Cred că vreo 20 dintre ei au rămas. La prima vedere pare puțin, dacă stai să te gândești, 120, 150, numai 20. Dar știți că arăta ca o pădurice. Când m-am dus acolo, era așa zona unde prinseseră, era ca o pădurice, mă uitam, îmi creștea inima și cel mai mult mi-a plăcut că coborau niște copii. Mă văzuseră acolo și nu știu ce au fi crezut, că sunt pasnic sau altceva, că au fugit repede, se suiseră într-un pun și furau pune. Și eu m-am bucurat că le luau. Am fost foarte fericit. Eu, uite, copiii mănâncă din punul pe care eu acum 10-15 ani l-am sădit. Puțini au prins, dar e de ajuns. Și eu știu că am încercat și am pus și au rămas niște copaci în urma mea, n-am trăit chiar degeaba. Putem măcar să încercăm să facem un lucru bun. Știți ce rămâne de pe urma unui lucru bun pe care nu l-ai izbutit? Faptul că ai încercat. Și asta deja este o pildă. Este ca un cântec al cărui ecou ajunge până departe și poate omul nici nu-și dă seama că aude ecou acelui cântec, dar dintr-o dată se înseninează. Pentru că simte în sufletul lui ceva bun. Ceva care îl mângâie sau îl întărește. Și este de folos. Niciodată ostenarea cea bună nu se pierde. Niciodată. Și înțelepciunea, prima înțelepciune la care ar trebui să facem apel este asta, să ne smulgem din această închisoare meșteșugită și vrăjită a mass-mediei. Să trecem de la trăirea în virtual, în ireal, la a face. E extraordinar de important. Să învățăm să ne întâlnim unii cu alții, să ne învățăm
din nou să avem un safir și să fim oaspeți, să găzduim, să ne bucurăm, să avem prieteni și să facem cât mai multe lucruri bune. Așa încât, după un an de zile, să ne uităm înapoi și să spunem ce am făcut eu anul ăsta. Și să zicem, măi, dar am făcut câte ceva. Uite, am ajutat la orfelinatul acela, acolo am sădit niște copaci, acolo am reparat un gard la baba Safta, care nu se poate mișca și avea gardul de dămat, și așa departe. Sunt o mulțime de lucruri mărunte, dar care se adună bucată cu bucată și la sfârșitul unui an de zile te uiți în urmă și spui, măi, dar n-am trăit degeaba anul ăsta, am făcut câte ceva. Și ai o bucurie, ai o împlinire în tine. Și poate anul următor, pentru că deja ai experiență și știi cum, faci mai mult. Și tot așa, în vreme ce unii caută să ne distrugă și să ne doboare și să distrugă țara și să doboare, noi construim, facem lucruri bune și mergem înainte. Asta este prima provocare a societății contemporane și de la un răspuns corect și adevărat la această provocare, izvorăsc toate celelalte răspunsuri la orice altă provocare ar mai bine. Aici, cred eu că este cheia din trecerea la faptă. Cum, că tot s-a amintit de Căișorul Munților, cum a zis el? Nu, hai! Simplu, adică hai să facem. Și asta este cheia și asta este primul răspuns la provocările contemporane. Să facem tot binele pe care îl putem face. E adevărat că nu se mântuiește nici vorbitorul, nici ascultătorul, ci împlinitorul. Trecând de la vorbe la fapte, v-am rugat să ne relatați pe scurt câteva momente, pagini din istoria neamului românesc, din care este evidențiat, pe de o parte, eroismul și pe de cealaltă parte, trădarea în neamul nostru. Cred că deja am dat niște pilde și prima pildă, din punctul meu de vedere, este aceasta foarte apropiată de noi, a celor care au știut să lupte pentru libertate. Haideți să fim foarte sinceri. Dacă în 1930 măcar jumătate din România ar fi știut să lupte pentru libertate, catastrofele care au apărut din 1939 încolo n-ar fi avut loc. Dacă în 1930, când a fost primul mare examen al României Unite, al României Mari, când un trădător de neam a venit pe tron, în România ar fi știut să fie uniți ca să-l înlăture, alta ar fi fost istoria României. Gândiți-vă totuși că nu a existat absolut nicio reacție cât de cât coerentă la faptul că a fost adus pe tron un om care dezertase de pe front, fără niciun motiv, nici măcar nu era în linia întâi. Era ocrotit, că el era moștenitor. Și a trecut de partea dușmanului. Un trădător prins în vreme ce încerca să fugă la dușman. Și care, în loc să fie executat cum ar fi fost normal, a fost tratat și vedeți ce înseamnă să pui sentimentele tale personale mai pe sus de datoria față de țară și de neam. Pentru că regele Ferdinand a făcut atunci cea mai mare greșeală din domnia lui, în loc să-l spânzure pe carul sau să-l trimită în fața plutonului de execuție, cum era normal, l-a lăsat să plece. L-a pus să semneze abdicarea pentru el și pentru toți urmașii lui pentru totdeauna. I-a schimbat numele în Carol Caraiman și a plecat din țară cu interdicție de a se mai întoarce vreodată în țară. După cum vedeți, n-a fost de ajuns. Pentru că vipera s-a întors și Roma a otrăvit țara încât a dus-o la distrugere. La distrugere totală. Dacă atunci, de exemplu, în 1930, ar fi știut românii să se ridice cum?
Cum să pun un trădător pe tronul țării? Un trădător dovedit care a părăsit țara în momentele cele mai grele. Gândiți-vă la un lucru. În 1917, România avea o situație cumplită. A fost trădată de aliați. De la rușii, care au deschis de mai multe ori linia frontului pentru ca bulgarii sau germanii să ne poată ataca din spate, deși cicărușii erau aliații noștri. Dar ne-au trădat fără nicio șovăire. Au, la Turtucaia s-au retras, 8 km s-au retras ca să le facă loc bulgarilor să vină să ne atace din spate. Și n-a fost singurul loc unde au practicat asemenea tactici. Dar francezii, care se angajaseră să înceapă ofensiva și în Macedonia, și în Franța, odată cu ofensiva românească în Transilvania, când românii au început să lupte și au înaintat în Transilvania, câștigând victorie după victorie, biruință după biruință, au încetat focul. Francezii au încetat focul. Și a fost un armistițiu tacit între ei și puterile centrale și nenumărate divizii ale puterilor centrale au fost mutate din Macedonia și de pe frontul de vest înspre frontul românesc. La fel au făcut și rușii pe frontul lor. N-au mai atacat. Deși toți se angajaseră să intre în luptă odată cu românii. Toți ne-au trădat. Au unii ori nepriceperea, ori nerușinarea să vorbească de faptul că România ar fi trădat în primul război mondial. Să le dea Dumnezeu să se pocăiască înainte să fie prea târziu, pentru că o să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu de asemenea minciună. Adică noi pe cine i-am trădat? Pe trădători? Noi am fost de la început trădați de toți. Am fost lăsați să luptăm singur cu puterile centrale. Toți ceilalți și-au luat pauză. Și-au lăsat România singură în fața puterilor centrale. Planul lor era să lase România să fie cucerită, să lase trupele puterilor centrale să intre adânc la Nistru și dincolo de Nistru și pe urmă să le atace, să le prindă din nord și din sud și pe cheltuiala românilor, care urmau să nu mai existe ca țară, să câștige ei victoria, scoțând românii din istorie. Și pe urmă, vedeți, se vorbește că românii ar fi trădat? Nici vorbă. Românii au luptat din răsputeri. Și în 1917 aveau o treime din, chiar un sfert din țara pe care o fuseseră la începutul războiului. Trupele române câte rămăseseră erau adunate într-o Moldovă foarte mică, supraaglomerată, a fost atunci molimă de tifos exantematic umplită, au murit 800.000 de români numai de la această boală, numai de la această epidemie. Iar aliații nici măcar muniția și armamentul pe care se angajaseră în scris să ne-l furnizeze, nu ne-l furnizau. Și când au început în sfârșit să ne-l furnizeze, ne-au cerut prețul de 10 și 50 de ori mai mari decât erau normal să le ceară. Și pe urmă am avut de plătit 20 de ani după aceea și încă plătim și în ziua de astăzi. Suedia a pus stăpânire pe niște fonduri de la noi pe baza datoriei de atunci. Sunt niște chestii foarte complicate și noi până astăzi plătim pentru ceea ce ei erau datori să ne dea. În situația aceasta în care noi eram trădați din toate părțile și în care supraviețuirea României stătea într-o bucățică de câteva județe, erau cam 4 județe în care stătea România în momentul ăla, izbucnește Revoluția Rusă. Și rușii, aflați în Moldova, în bucățica de Românie rămasă liberă, încep propaganda. Răsculați-vă, dați jos regele, o să primiți pământ, o să facem raiul aici. Gândiți-vă că soldații cărora ei le spuneau acest lucru, erau cei în care cu 10 ani în urmă, armata regală trăsese. Puseseră pe ei baionetele și trăseseră în ei cu gloanțe. Foarte mulți dintre ei aveau rude care abia ieșiseră din pușcărie la începutul războiului. Unii au fost băgați direct din pușcărie în armată ca să lupte.
erau urmașii răsculaților din 1907, erau urmașii răsculaților din anii 80 și 90 ai secolului al XIX-lea, despre care se vorbește aproape nimic, aveau multe dureri în spate și multe suferințe de răzbunat. Și au venit rușii și le-au spus, haideți că vă ajutăm. Lichidați ofițerii care se opun, dați jos regele și să vă luați pământul de la Ciocoi. Și ce a făcut țăranul român? Care, așa cum v-am spus, nu era nici extraterestru, nici făcut prin inginerie genetică, nici Superman, nici nimic. Era un om obișnuit. Țăranul român a luat pușca de pe umă și a pus-o în pieptul rusului și a spus înapoi. Nu faci revoluție în țara mea. Și s-au ridicat detașamentele de grăniceri, alea care fuseseră călcate în picioare la venirea lui Carol I, pentru că se răscolaseră ca să apere pe Cuza, care fuseseră trecute prin nu știu câte chimii. S-au ridicat detașamentele de grăniceri și alte detașamente care erau în zonă și au scos pe ruși, i-au pus la pumn și în ea și în toate părțile, și pe urmă i-au scos pe ruși din țară. Pentru că ei știau că dacă lasă revoluția să înainteze, poate că ei au parte de răzbunarea personală, dar țara va fi distrusă și s-a sfârșit cu țara. Și au pus țara și neamul mai presus de toate suferințele lor și ale părinților lor. Pentru că ei știau că până la urmă și părinților și ei suferiseră exact pentru această țară, exact pentru acest neam. Și cu toate că unii au fost de partea rușilor și au trădat, în imensa lor majoritate, românii au știut să păstreze cu înțelepciune calea cea dreaptă, să-și apere neamul, să-și apere țara și să facă ceea ce trebuie. Este o pildă din istorie foarte apropiată de noi, în care românii au știut să aleagă mai bine ca multe alte popoare. În Ungaria, mulți s-au lăsat păcăliți de propaganda rusă, de propaganda bolșevică și au făcut revoluție. Și Ungaria a fost, la un moment dat, a fost o Ungarie roșie, o Ungarie bolșevică, ce se declarase unită cu Uniunea Sovietică. A fost în Germania, au fost revoluții roșii. Au fost încercări de revoluții roșii până și în Franța. Dar aici n-au putut. Pentru că oamenii au știut să pună datoria sfântă față de neam și față de țară, mai presus de răzbunări personale și alte semne lucruri. Dacă am fi avut aceeași înțelepciune în 1930 și în alte momente ale istoriei noastre, ar fi fost și mai bine. Dar chiar și așa, fără cei care au știut să lupte în diferite clipe, fără ei n-am fi putut să fim aici. Sunt nenumărate pilde istorice în care putem să vedem pe cei care au trădat și au beneficiat de tot felul de lucruri și pe cei care au știut să țină calea cea dreaptă și să aibă parte de egoism. Este, repet, o alegere care stă înaintea noastră în fiecare clipă, iar pildele istorice sunt nenumărate. Pentru fiecare bătaie de joc pe care o auzim, pentru toate minciunile astea, că în ultima vreme este la modă să se mintă că, vai, românii nu au nicio istorie extraordinară, că au fost niște papă lapte și oricine a făcut ce a avut cu ei. Discutam cu unul care emitea asemenea aberații și am zis, bine, că un așa zis istoric plătit din Occident poate să mintă în felul ăsta, înțeleg. Că unul care nu cunoaște istorie poate să-mi spună asemenea lucruri că a auzit de la istoricul în cauză, înțeleg. Dar zic, tu cum poți să spui asemenea lucruri? Poți să spui asemenea prostii? Tu cunoști istoria Ungariei, câte războaie a avut Ungaria, războaie, nu bătălii mărunte, războaie, câte războaie a avut Ungaria cu turcii? A avut două războaie serioase. Unul în care a avut alături pe români, sub Iancu de Hunedoara, și atunci au avut multe victorii, și unul în care a luptat singuri. N-au vrut să îi mai aibă pe români alături, au vrut să aibă ei toată gloria. Și au fost zdrobiți în două bătălii mai importante, prima fiind la Novaci. Și au fost transformați în pașaluc. În pașaluc!
fost desființați. Și când țările române rezistă sute de ani în fața turcilor care în 20 de ani au desființat Ungaria, îndrăznește cineva să spună că Moldova și Muntenia n-au fost nimic, n-au avut niciun front anti-otoman, n-au însemnat nimic în lupta cu turcii și mai departe. Minciună gogonată. Sigur că au existat rădători și în Moldova și în Muntenia. Sigur că au fost momente urâte sau rușinoase, dar au fost și momente eroice nenumărate, extraordinare. În clipa în care Ștefan cel Mare începe războaiele, șirul de războaie prin care a trecut, știți ce populație avea Moldova? 300.000 de locuitori. 300.000 de locuitori. Primul dușman, care era Hanatul Chimei, avea câteva milioane de locuitori. Nu se știe exact. Se estimează diferite cifre, între 1.5 milioane și 5 milioane, în tot felul de estimări. E neclar, pentru că ei nu făceau recensăminte. Ungaria avea vreo 8 milioane de locuitori, Polonia 10 milioane. Imperiul Otoman este estimat undeva în jur de 15 milioane. Iar puterea economică a acestor state era de nu știu câte ori mai mare decât a Moldovei. Ei puteau folosi câte armate de mercenari aveau Kiev. Puteau să cumpere ostași din diferite țări ale lumii. Nici nu își puneau în primejdie de populație, în vreme ce Moldova lupta cu oamenii ei. Și într-o asemenea proporție, de 1 la 100, românii luptă. Și numai că luptă, dar obțin biruință după biruință și își mențin țara liberă. Într-o proporție de 1 la 100. Aș vrea să-l văd pe tovarușul istoric ce pretinde că românii n-au fost eroi. Cum se luptă el, nu cu 100, cu 20. Să-l văd care e curajul să se bată cu 20 de oameni. Nu o luptă de 1 la 100, 1 la 20 este în stare, are curaj. Și nici măcar nu-i pun pe toți odată cu el. Unul câte unul să vină. Are curaj să se bată? Nu are. El pretinde că românii au fost lași pentru că el este un laș. Pentru că știți, în ochiul celui rău și lucrurile drepte și bune se strângă și devin rele. Cum spune românul? Hoțul crede pe toți hoții. Și atunci cineva care el însuși este laș sau trădător nu va vedea în jur decât lașitate și trădare, pentru că ăsta e chipul lui. Dar dacă te uiți, avem aici Sfânta Scriptură. Vedeți, Sfânta Scriptură este o pildă extraordinară, pentru că în Sfânta Scriptură se dă cinstit și ce este bine și ce este rău. Când se prezintă, de exemplu, prorocul David, nu este cruțat. Atunci când păcătuiește și face greșeli, Scriptura lui Dumnezeu arată, iată-l cum a căzut. Când se ridică, ne arată, iată cum s-a ridicat. Ca să învățăm că fiecare dintre noi poate oricând să cadă și că fiecare dintre noi poate oricând să se ridice. Lecția trădării și egoismului, căderii și ridicării, este aici pentru fiecare dintre noi și la fel este și în istoria noastră. Sunt nenumărate pilde, totul este să ne deschidem ochii sufletului ca să le putem vedea și sigur să facem efortul necesar să învățăm istoria. Părinte Mihai, ați evocat din luptele pentru apărarea Ortodoxiei și a neamului românesc. Aș vrea puțin să trecem la evidențierea a ceea ce i-a remarcat pe domnitorii noștri. Mircea cel Bătrân, Vlad Țepe, Ștefan cel Mare, Neagoi Basarab, pe scurt, fiecare cu ce v-a impresionat și v-a rămas ca istoric în suflet? Este foarte mult de spus. Deci pe scurt am remarcat lucrul acesta. Deci, pe scurt, să luăm puțin termen, să lăsăm mai mult din eroismul lor. Primul lucru fundamental la toți aceștia și adesea mărturisit chiar și de dușmanilor, de multe ori mărturisit într-o formă indirectă și peiorativă, este credința lor și demnitatea lor. Încercând să-l facă pe Vlad Țepeș cu ou și cu oțet, cronicarii unguri mărturisesc până la urmă faptul că era un om de o mare demnitate și de o mare credință. La fel se întâmplă cu oricare dintre aceste nume, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab și așa mai departe. Știți că Mircea cel Bătrân a schimbat sultan? Este un lucru care nu se spune.
Mi se explică că avem o istorie de trei paralele și că n-am însemnat nimic noi în istoria Europei medievale sau moderne. Și acest domnitor mărunt, Mircea cel Bătrân, care n-a însemnat nimic, a schimbat sultanul. Atât de neînsemnat a fost, încât a ajuns să schimbe sultanul. Mi-aduc aminte cum se bâlbâia un oarecare istoric din acesta, care sub pretextul demitizării istoriei românilor, de fapt, ne face cu ou și cu oțet într-un mod cu totul subiectiv. Cum se bâlbâia când încerca să explice că Mihai Viteazul nu a câștigat la Călugăreni. Că da, el i-a bătut pe Tunci, dar de fapt a fost înfrânt că a trebuit să se retragă. Bă, ori i-a bătut, ori nu i-a bătut. În bătălia respectivă a câștigat. Și războiul, tot el a câștigat. După bătălia aia s-a retras, au fost alte bătălii pe care le-a pierdut, altele pe care le-a câștigat și până a câștigat și războiul. Deci, bătălia în cauza a câștigat-o și războiul a câștigat. Deci ce anume spui tu că n-a câștigat? E pur și simplu o chestie ieftină. Și de trei paralele. Sunt nenumărate campanii în istorie în care tot felul de generali și domnitori și împărați după o victorie s-au retras strategic pentru că era necesar. Ceea ce nu înseamnă că au pierdut bătălia în cauză. Nimeni nu spune chestia asta, în afară de câte unul de pe la noi, care din diferite motive încearcă să prezinte lucrurile așa. Dar fie că vorbim de Mihai Viteazul, fie că vorbim de Mircea cel Bătrân, de Ștefan cel Mare, de Vlad Țepeș și de mulți alții, primul lucru foarte important este felul în care au fost ei lipiți de credință, de credință ortodoxă. Este un lucru despre care aproape imposibil să vorbim pe scurt. Dar o să dau un nume care este mai puțin cunoscut, deși merită un profund respect din punctul meu de vedere, Petru Urareș. Petru Urareș, care a fost un domnitor curajos, înțelept, cu o încăpățânare bună, extraordinară. În timpul lui, el fiind ceea ce, într-un limbaj de ăsta modern, am putea să numim un tiran fundamentalist ortodox. Spun tiran pentru că el avea drept de viață și de moarte asupra subiecților, asupra cetățenilor Moldovei, avea drept de viață și de moarte. El putea să o osândească la moarte pe oricine. Deci, după limbajul modern, am spune că era un tiran. Era fundamentalist ortodox, el se călăuzea după ortodoxie, asta era deviza lui, principiul lui fundamental, era modul lui de viață. Și vin în Moldova lui Petru Urareș, fundamentalist ortodoxă, niște refugiați religioși. Oameni fugiți prin munți și prigoniți și în Ungaria, și în Polonia, și în Germania. Husiții. Și sunt întâmpinați de armată la hotarul Moldovei, nu departe de Cernăuți, pe unde intraseră ei în țară, și sunt întrebați, ce este cu voi? Și zic că noi suntem prigoniți și suntem refugiați, dar știu ce sunteți, sunteți husiții. Am primit scrisori despre voi și de la episcopii din Polonia și de la episcopii din Ungaria, episcopii catolici, care îl preveniseră pe Petru Urareș că o să ajungă husiții în țară la el și să-i omoare, că sunt niște eretici foarte primejdioși care răspândesc o învățătură satanică și trebuie nimiciți. Bineînțeles, când au auzit husiții că a primit Petru Urareș deja scrisori de la episcopii din Polonia și Ungaria, s-au cam albit la față. Dar Petru Urareș i-a întrebat, ce vreți? Ce vreți la noi în țară? Și a spus, vrem numai un loc unde să muncim. A, vreți să munciți? Da, ca ce? Și au spus, păi noi lucrăm pământul. Nu prea mai aveau de niciunele, vă dați seama care refugiați, nu prea mai aveau de niciunele. Și Petru Urareș le-a dat pământ, niște locuri libere, domnești, unde nu erau așezați alți oameni. Le-a dat acolo pământul, le-a dat și semânță, că nu aveau de unde, le-a mai dat și niște vite, dar le-a spus, dacă nu munciți, veți fi executați. Oamenii, într-adevăr, veniseră să muncească. Nu le-a venit să creadă husiților că nu i-a la întrebări pentru religia lor. Ei se așteptau la o surpriză din asta simpatică, cum a fost să parte în Cehia. Știți că în Cehia au făcut un tratat cu catolicii prin care erau recunoscuți.
și au avut pace. Cam un an de zile, după care au venit pe furiș trupele catolice și au început să nimicească. Și acum se așteptau la o surpriză tot de felul ăsta. Și au trecut anii. Și nimeni nu se lua de ei pentru religia lor. Aveți religia voastră, e treaba voastră. Dacă nu vreți să veniți la religia cea dreaptă să vă mântuiți, ne pare rău de voi, dar e alegerea voastră, sunteți liberi. Și în vreo 20 de ani s-au convertit husiții la ortodoxie fără să-i tragă nimeni de mânecă. Pur și simplu ei, fiind uimiți de felul în care au fost primiți și de ce se întâmplă, au început să se intereseze, să vadă ce e religia asta și de ce n-au fost prigoniți. Și s-au convertit singuri, fără să-i forțeze absolut nimeni, și au devenit ortodoxi. Deci, într-o țară fundamentalist-ortodoxă, ei au avut toată libertatea să-și păsteze religia, nu i-a forțat nimeni. Asta este o dimensiune a domnitorilor noștri pe care toți demitizanții de astăzi vor să o treacă sub tăcere. Faptul că în vreme ce în Occident se măcelăreau între ei pe diferite motive religioase, domnitorii noștri aveau îngăduință față de orice religie, sigur, atâta vreme cât grupul respectiv religios nu se apuca să atace pe ceilalți. Câte vreme exista bun simț de toate părțile, nu era nicio problemă. Și este o dimensiune care mi se pare foarte interesantă și foarte, foarte importantă. Una din multe. Aș vrea puțin, de dacă am fost în direcția aceasta, să ne pomeniți ceva de originea apostolică a creștinismului românesc, ca să ne mai lămurim în această direcție. Ei, despre asta, ce să zic, trebuie făcut cumva o cateheză în sine. Eu o să iau un pic tehnic aici, din punct de vedere arheologic. Din punct de vedere arheologic, avem vestigii creștine pe Dunăre, și la nord de Dunăre, și la sud de Dunăre, ba chiar și în Moldova și în Transilvania, din primele secole creștine. Și asta este tot. Mai mult decât atât, ce e nevoie să spunem? Câtă vreme noi avem tipare de cruci, în sudul Moldovei avem tipare de cruci din secolele 1-2. Câtă vreme avem cruci, diferite obiecte creștine, geme și așa mai departe, din primele secole creștine, și în Transilvania, și în Banat, și în Oltenia, și în Muntenie, este aberant ca cineva să mai pună la îndoială originea apostolică a creștinismului românesc. Este clar, este evident. Tot spațiul românesc are urme, arheologic vorbind, urme creștine din primele secole. Și atunci, din punctul meu de vedere științific vorbind, chestiunea e tranșată totală. Nuanțe privind felul în care a pătruns creștinismul, în cât la sută din populație l-a adoptat și așa mai departe, putem să facem o grămadă de discuții pe temă. Dar originea apostolică este incontestabilă de către orice om rațional. Mă rog, restul... Să trecem puțin de la Sfinții Martiri Brâncoveni. Să ne vorbiți un pic exemplul lor, trecând la pitoriile, apoi sprijitori al tipăriturilor cărților ortodoxe, luptători împotriva uniații și chiar să încheiați cu mucenicia așa și canonizarea lor. Că Sfinții Brâncoveni sunt tare dragi la toți. Pe scurt, înfățișați toată viața și opera Sfinților Martiri Brâncoveni. Nu, eu aș puncta doar câteva lucruri foarte importante din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, construcția. Faptul că acest domnitor Constantin Brâncoveanu, ultimul domnitor român, este ultimul domnitor român. Cu acest domnitor Constantin Brâncoveanu se încheie până în clipa de față epoca în care a existat țara românească, având la putere domnitori și clasă politică românească. După Constantin Brâncoveanu vine pe tron o iudă, și după, care din punctul meu de vedere nu are neam, Iuda nu are neam, și după aceea vin fanarioții. Adică suntem conduși de o clasă politică ce se pretinde a fi românească, dar de fapt nu este. Eu vorbeam astăzi cu cineva și am subliniat următorul fapt.
Naționalitatea nu este dată de biologic. Nu contează dacă tatăl tău sau mama ta sunt români sau de altă naționalitate. Dacă tu te simți român și vrei să duci mai departe moștenirea strămoșească, ești român 100%. Așa cum sunt destui unguri care sunt români 100% din punct de vedere biologic, dar sunt unguri, cum se zice, până în măduva oaselor din punct de vedere spiritual. La fel cum sunt ruși, care sunt naționaliști ruși și dacă te uiți bine la ei, vezi că se trag din Comi, din Neneți, din Tătari, din tot felul de alte nații. Nu sunt ruși după sânge. Biologic nu sunt ruși, dar ei și-au asumat tradiția rusească și sunt gata să moară pentru Rusia. Deci, ceea ce definește factorul național este factorul spiritual. Din punctul acesta de vedere, clasa politică, indiferent ce origine biologică își pretinde, în majoritatea ei și mai ales în factorul ei de decizie, cei mai puternici, cei mai necunoscuți, să zicem așa, nu este românească. De la Constantin Bucoveanu și până acum. Și aș putea să subliniez că este în conflict cu poporul. Dar asta... Da, păi este limpede că e în conflict cu poporul. Sunt foarte multe de spus. Eu pot să dau acest exemplu. Dacă vă uitați în stenogramele Parlamentului României din României, adică micului legat cu Moldova și Muntenia, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o să vedeți lupta disperată pe care grupare politică, de obicei minoritară, condusă de Barbu Catargiu, care până la urmă este asasinat, iar asasinul nu a fost găsit niciodată, deși în Parlament s-a recunoscut că se știe cine e asasinul, culmea, bătăii de joc. O grupare minoritară încearcă în disperare să apere, iar majoritatea luptă împotriva a ceea ce această majoritate numea superstiția țălănească înapoiată, care trebuie desființată, distrusă. Această superstiție țărânească înapoiată și care trebuie distrusă era ortodoxia. Poporul era ortodox, iar ei vreau să distrugă ortodoxia pe motiv că este o superstiție țărânească înapoiată. Și au făcut tot ce au putut în această privință ca să o distrugă. Prin școală, prin tot felul de programe, prin distrugerea bisericilor și mănăstirilor au intrat. Să știți că prigoana comunistă n-a fost prima prigoană, a fost una din multele. În secolul al XIX-lea, în timpul, e o chestie foarte interesantă că de la venirea lui Carol I până în 1914, aproape toți, cel puțin așa se laudă, eu am citit asta într-o carte a masoneriei, ei se laudă cu faptul că toți prim-miniștrii au fost ai lor. Și foarte interesant este un lucru. Era acolo o imensă listă de miniștri, prim-miniștri și tot felul de oameni de stat foarte înalți, care au fost unii liberali, unii conservatori din diferite grupări și care toți, atenție, toți ăștia din lista de care vă spun, erau din aceeași lojă masonică Steaua Dunării. Și atunci apare întrebarea, ei făcând parte dintr-o organizație secretă condusă din străinătate, pentru că erau conduși din străinătate. Conducerea lojii Steaua Dunării era în Franța, nu era în România. Și ei erau obligați prin cele mai sacre și cele mai aspre jurăminte să respecte ordinele venite din străinătate în tocmai. Și atunci, cum poți să numești o clasă politică ce este condusă din străinătate? În mod categoric este condusă din străinătate, în secret, fără măcar să se dea publice datele. Și pe baza unor învățături care sunt în contradicție ființială cu legea românească. De ce îi conduceau o țară românească, sau de fapt mai multe țări românești, era Oltenia, era Muntenia, era Moldova, care erau unite într-o țară, conduceau aceste țări românești împotriva legii românești. Deci e clar că exista și a existat și există un conflict permanent mocnit între popor și acești conducători de sus. Gândiți-vă la un lucru, după legea românească, nu
poate să existe, repet, nu poate să existe impozit pe proprietate. E o logică foarte simplă. Dacă ceva e al tău, e al tău. Eu n-am cum să pun impozit pe ceva ce e al tău, că înseamnă că nu e al tău, e al meu și îmi plătești chirie pentru el. Impozit sau taxă sau dare sau cum vrei să spuneți, se putea pune pe ceea ce câștigai și comercializai. Da. Dar nu pe cum să pui pe proprietate? Păi nu mai este proprietate din momentul ăla. Păi dacă tu nu poți să plătești taxa, ți se ia un lucru respectiv. Deci nu mai este proprietatea ta, ești numai chiriaș acolo. Cât timp plătești chiria, folosești bunul, după care ți se confiscă. Dacă nu mai poți. Numai aici, uite, un singur exemplu de contradicție între clasa politică ce a impus o asemenea lege și legea românească. Legea românească nu dă voie. Nu ai voie să pui taxă pe proprietate. Poți să pui taxă pe venit, poți să pui taxă pe negoț și pe diferite alte lucruri, nu ai voie să pui taxă pe proprietate. Un exemplu care poate pare economic sau poate pare secundar, dar e foarte important, de fapt. Pentru că în clipa în care românul, după legea românească, avea peticul lui de pământ, avea moșia lui, bucata lui de pământ, el acolo era stăpân. Era stăpân și știa, mă, ăsta e pământul meu. Și cum spuneau românii pe vremuri, până în perioada de după 1848, zicea, în casa mea eu sunt împărat. Și el așa știa că în casa lui este împărat. Nu putea statul să scoată un român din casa lui, după lege. Dar acum poate. Pentru că nu mai este legea românească, este legea lor. Și este un exemplu printre nenumărate. Uitați-vă cum sunt drumurile. Uitați-vă cum sunt drumurile, noi plătim niște taxe de drum imense. Gândiți-vă că 90% din prețul benzinei sau motorinei este alcătuit din accize. Adică din impozite care se duc la guvern. Pentru ce? Pentru drumul și poluare. Și cum mai plătim încă nenumărate taxe și pentru drumul și pentru poluare. Și drumurile sunt în halul care sunt. Suntem șefuiți pe față. Cum să nu fie în conflict cu poporul, o clasă politică ce jefuiește poporul pe față cu cea mai profundă nerușinare. Cum să nu fie? Care impune corupția ca standard parlamentar. Ei, cred că în curând va fi condiție să poți să candidezi pentru Parlament să fii făcut și tu măcar câteva luni de pușcărie. Ferească Domnul, speră să ne ajungă. Păi, s-a cam ajuns acolo. S-a cam ajuns acolo. Gândiți-vă bine. Că s-a cam ajuns acolo. Aș vrea un pic ați amintit de francmasonerie ca o mișcare ocultă, dreptată împotriva creștinismului. Care este poziția Bisericii? Care sunt hotărârile Sinodului Bisericii Ortodoxe Române din ceea ce cunoașteți? Și dacă un mare mason poate să fie și un creștin? Că unii chiar se afișează. Aici este... Chiar se pretind bun creștin. Aici sunt probleme complexe. Masoneria, la prima vedere, în ceea ce afișează public, pare să fie foarte bună. Și foarte mulți oameni au fost atrași de ea. Mi-aduc aminte, eram în liceu și un profesor care era în masonerie, într-o vreme în care masoneria la noi era ilegală, era înainte de 89, mi-a propus să intru în masonerie. Deși, mă rog, teoretic fiind minor, nu puteam intra, dar, mă rog, i s-a părut lui că sunt interesant și noi discutam foarte mult istorie și aveam foarte multe puncte comune. Pe vremea eram ateu, deci chestia cu religia nu mă interesa niciun fel. Și, într-adevăr, masoneria, la ceea ce se vede din afară, are niște țeluri extrem de nobile. Care sună extraordinar de bine, știți? Liberté, egalité, fraternité. Super! Doar dacă nu gândești mai profund și nu te... Băi, ce înseamnă egalitate? Păi nu există doi oameni egali, că dacă am fi egali înseamnă că suntem trași la Xeros, că suntem copii unul după celălalt. Unul e un pic mai înalt, unul este un pic mai scund, unul este un pic mai gras, unul e un pic mai slab, unul e mai talentat. Ei, nu, puneți-mă pe mine să fac pe șină ce au făcut oamenii ăștia extraordinari. Păi, nu pot. Este talentul lor. Fiecare are darul lui de la Dumnezeu. Nu suntem egali. Asta e o păcăleală. Putem să ne armonizăm. Putem, cum au făcut ei o orchestră, o formație, putem și noi să formăm o orchestră, o simfonie, cum se spunea în teologie. Da, asta putem.
Dar egalitatea e o păcăleală și foarte gravă. Nu insist acum pe temă, deși se pot spune multe. Însă, repet, ideile la prima vedere, ideile masoneriei sună foarte frumos. Și când omul ăsta m-a întrebat dacă aș vrea să intru în masonerie, m-am uitat la el, m-am gândit și spre uimirea lui i-am răspuns nu, în niciun caz. A fost foarte șocat, nu se aștepta. Pentru că până atunci când discutasem, eu, mă rog, vă dați seama, repet, fiind ateu, eu prețuiam faptele masoneriei, și că au omorât popi, și că au omorât regi, și tot. Mi se părea foarte în regulă. Eram comunist în gândire în momentul ăla. Și a fost șocat de faptul că având, fiind în acord cu el din toate punctele până în acea clipă, spun nu în niciun caz. Și m-a întrebat, dar de ce să nu intri în masonerie? Ce nu-ți place? Că nu mai poți să ieși. Sau ești când altfel, discutați. Când eram mic, am pățit ceva asemănător cu Ion Creangă. Am fost și eu să fug cireșe și am fost prins. Pentru că am intrat într-o curte care avea niște garduri foarte, foarte, foarte înalte și am intrat că omul uitase poarta deschisă, dar nu uitase, de fapt se dusese deja niște unete din casă. Și eu am crezut că fiind după masă s-a dus să se culce și zic că mă duc și eu, că aveam un cireș așa de frumos acolo, niște cireși extraordinare. Toți copiii de acolo din zonă pofteam la ele și zic, gata, s-a dus să se culce, mă strecor, dar el s-a dus numai să-și ia unete. Și când a venit, m-a văzut acolo, a tras măs ușa și n-avea de să aștept decât să cobor din copac, n-aveam pe unde să fug. Și atunci m-am învățat minte pentru toată viața să nu mai intru într-un loc de unde nu știu cum ies. Și i-am spus asta și profesorului respectiv și a rămas așa pe gândul când i-a spus că eu nu intru într-un loc de unde n-am cum să ies. Că zic, nu știu, poate peste 10 ani nu o să mai închep să lucrez pentru masonerie, o să închep să mă duc să explorez Amazonul. Mă vedea gând, și gândul ăsta. Sau poate o să am chef, nu știu, să mă fac pădurar. Și nu o să pot să fac chestia asta, că sunt obligat, nu o să ascult și... Așa că nu intru într-un loc de unde nu pot ieși. A rămas așa pe gânduri, s-a uitat la mine și a zis, uite, e un punct de vedere foarte interesant. Se vede că nu se gândise niciodată la chestia asta. Mulți nu au această prudență. Probabil că n-au avut așa de multe păcate ca mine și nu i-a prins nimeni când furau fructe din copac. Și atunci n-au tras nici o învățătură. Mă rog, prima învățătură pe care ar fi trebuit să o trag atunci a fost să nu mai fur, dar mai târziu mi-am dat seama că și să iei fructe din copac e păcat. Atunci mi se părea că e în regulă dacă ești destul de iscusit. Dar mai târziu mi-am dat seama că nu e în regulă, dar am tras această învățătură care totuși nu este rea, să nu intri într-un loc de unde nu știi cum ieși. Și mulți nu își dau seama de treaba asta. Intră în masonerie și abia după aceea își dau seama de faptul că masonerie este o societate ocultă sau, cum se zice astăzi, discretă, adică tot ocultă. E altfel de a zice acest lucru. Este o emisiune pe History Channel, să nu mai știu, pe Discovery Channel cu așa manetului, o chestie de genul ăsta, se ceartă ea la cuțite pentru niște depozite. În sfârșit, ideea este că la un moment dat a găsit cineva niște inele masonice și s-a dus la niște masoni să-i întrebe valoarea acelor inele. Ei au explicat și pe urmă femeia respectivă i-a întrebat, zice, e adevărat că masonia e o organizație secretă? Nu, zice, nu este o organizație secretă. A fost în trecut, dar acum nu este. Este o organizație publică. Sigur, suntem discreți, nu suntem ostentativi, dar nu e o organizație secretă. Și zice, puteți să-mi arătați un salt masonic? S-a uitat unul la altul? Nu. Dar puteți să-mi arătați un salut masonic vechi, care nu mai folosit acolo? S-a uitat unul la altul? Nu. Dar puteți să-mi arătați ceva din ritualul vostru de acolo? S-a uitat unul la altul? Nu. Nu este secret, dar nu putem să vă spunem nimic de la noi. Nu este secret, dar totul e ascuns. Știți? Cam asta e regula. Și iarăși este o chestie. Dom'le, cum să juri tu ascultare de plină când tu nu cunoști, de fapt, pentru ce juri tu ascultare? Nu cunoști lucrurile secrete. Și dacă nu le cunoști, de unde știi tu
ce jur tu în momentul ăla? Însă, dincolo de aceste aspecte care țin, cum să spun, de bunul simț general, mai este un lucru care ține de bunul simț patriotic. Nu am acceptat niciodată și nu voi accepta niciodată să fiu supus unei organizații care este condusă de către străini, de către oameni din afara țării mele. Eu mă supun lui Dumnezeu și neamului meu. Eu lucrez pentru neamul meu și pentru Dumnezeu, nu lucrez pentru puteri și forțe străine. Oricâtă vreme masoneria este o organizație condusă din afara țării, nu pot să fac parte din masonerie. Vedeți, tot ce v-am spus până acum ține de bun simț. Și nu are o dimensiune teologică propriu-zisă. Până la urmă poți să-ți iubești neamul chiar și fără să ai o legătură cu Dumnezeu. Deci, aș fi putut să nu introduc dimensiunea aceasta. Deși pentru mine Dumnezeu și neamul sunt legate într-un fel care nu pot fi niciun fel despărțite. Dar ajungem acum la problema religioasă. În mod clar, din ceea ce ea a recunoscut public, masoneria, sau dacă vezi masoneriile, că nu există o singură masonerie, există multe grupări. Masoneriile au o concepție foarte hotărâtă și amănunțită despre tot Universul, inclusiv despre dimensiunea, dacă vezi, mistică a Universului. În clipa în care un sistem are o concepție despre Univers și despre Dumnezeu, este un sistem religios. Punct. Și ajungem la problema cea mare. Dacă este un sistem religios, avem doar două posibilități. Este un sistem religios ortodox sau heterodox. Neortodox, cum vrei să zice. Ori masonia nu este ortodox. Și atunci, în clipa în care eu aș intra în masonerie, ar fi ca și când aș adopta altă religie. Lucru de care majoritatea celor din România care fac pasul către masonerie, nu-l înțeleg. De care nu-și dau seama. Ei nu realizează faptul că se angajează și religios. Ei au impresia că este o grupare politică-economică ce aduce diferite avantaje și cunosc oameni foarte buni care au intrat în masonerie, oameni excepționali care au intrat în masonerie, convinși fiind că o să poată sluji acolo neamul și țara. Și am întrebat, cum poți să slujești neamul și țara când tu te angajezi să te supui obește unei puteri străine? Cum poți să slujești pe Dumnezeu când tu te angajezi să slujești obește o religie străină? Și apare o problemă gigantică. Pentru că cei mai mulți oameni pur și simplu nu au gândit, nu au raționat aceste lucruri și se trezesc într-o situație foarte grea atunci când își dau seama de acest fapt. Biserica Ortodoxă Română este prima biserică ortodoxă locală ce a luat atitudine în această privință încă în perioada interbelică, în anii 30. Au fost studii, au fost discuții și s-a ajuns la o hotărâre sinodală prin care se arată că ortodoxia și masonia sunt incompatibile. Din păcate, acest lucru a rămas foarte necunoscut celor mai mulți dintre români și deși actualul patriarh a reamintit această hotărâre de mai multe ori... Este validă și asta și rămâne validă? Da, dar nu, dar în perioada în care a fost ales patriarhul Daniel, exact. Au fost voci care au spus că este mason. Și el a dat un comunicat public în care spune că nu a fost niciodată în masonerie și n-are cum să fie în masonerie, pentru că este incompatibilă calitatea de membru al Bisericii Ortodoxe Române și mai ales aceea de cleric cu cea de membru într-o organizație masonică. Și, de curând, Sfântul Sinod, sub președinția Patriarhului, a spus că rămâne valabilă și neschimbată hotărârea luată de Sfântul Sinod înainte de al doilea război mondial în privința masoneriei. Deci sunt lucruri care sunt stabilite, repetate foarte clar, dar, repet, cei mai mulți oameni nu le cunosc. Aici este o tactică veche, foarte bine cunoscută. Când se aruncă o acuzație împotriva bisericii, toată mass media o preia, fără nicio verificare, în clipa în care biserica vine și dă un răspuns oricât de bine documentat, nu îl preia nimeni.
sau, mă rog, se preia undeva la pagina 380, în colțul mic din stânga lângă cotor, cu fontul cât mai mic să nu se vadă, știți, în genul ăsta. Asta este situația, asta este realitatea. În ceea ce privește situația masonilor din România, eu cred că este foarte important să fim prudenți în sentințe. Am văzut, mai ales ortodoxiștii de internet, de care am vorbit mai devreme, care sunt foarte viteși la dat din gură, dar foarte pregetători la faptă, mai ales aceștia au înclinația de a osândi foarte ușor, foarte ușor, foarte repede. Uitând ce a făcut Dumnezeu din Maria Egipteanca, uitând ce a făcut Dumnezeu din Saul, ucigașul de creștini, și așa mai departe, sau uitând de faptul că au fost oameni sfinți care, la sfârșitul vieții, au căzut și au pierdut mântuirea. Oameni care au avut o viață de sfințenie și, la sfârșit, au căzut, s-au despărțit de Dumnezeu și au pierdut mântuirea. Deci, în această privință, eu resping cu toată hotărârea atitudinea unora de a zice masonii sunt așa sau pe dincolo. După cum ați văzut, eu am vorbit despre masonerie ca grupare de grupări, dacă pot să-i spun așa, ca grupare de ideologii, ca principiu de funcționare. Eu știu și am spus, cunosc oameni extraordinari care au intrat în masonerie cu cele mai curate gânduri pentru țară, fără să realizeze o serie întreagă de lucruri. Cunosc oameni extraordinari care au intrat în masonerie și pe urmă când și-au dat seama ce se întâmplă acolo, au ieșit. Deci, în niciun caz nu m-aș grăbi să mă pronunț, să zic dacă unui mason acum se duce în ea, nu, dar eu, unui mason, să ne rugăm pentru el. La fel cum și eu sunt păcătos, rugați-vă pentru mine. Spre încheiere, ne apropiem. Am pregătit două întrebări. Care considerați, Părinte Mihai, că sunt păcatele cele mai mari ale neamului românesc? O paralelă între calitățile și virtuțile românilor. Luați și întrebări din sală, dar eu am picuit așa câteva, dacă... O să încerc să răspund la asta, dar o să... Puteți să pregătiți, vă rugăm frumos, chiar dacă aveți ceva de scris, puneți la dispoziție și chiar puteți în mod deschis. Întrebare. Deci, la întrebarea aceasta, care considerați că sunt păcatele mari ale neamului românesc, poate o să vă dezamăgesc, dar eu nu pot să vorbesc, din punctul meu de vedere, în clipa de față, nici despre virtuțile neamului românesc, nici despre păcatele neamului românesc, în mod absolut. În Sfânta Scriptură, în Apocalipsă, se spune că neamurile vor aduce înaintea lui Dumnezeu slava lor în Împărăția Cerurilor, în Ierusalimul Ceresc. Ceea ce înseamnă că neamurile există și în Rai, există în veșnicie. Oricât de ciudat mi s-ar părea lucrul acesta. Deci, toți cei care s-au mântuit dintre unguri, dintre români, dintre sârbi, dintre ruși, dintre chinezi, dintre indieni și așa mai departe, din orice neam, vor fi acolo în Rai, nu doar ca indivizi singuri, vor fi și ca popoare. Și fiecare va duce partea sa. Vedeți, există cântece rusești extraordinar de frumoase, există cântece românești extraordinar de frumoase, există cântece ungurești sau sârbești extraordinar de frumoase și așa mai departe. Fiecare poate să aducă partea sa de frumusețe specificul lui național înaintea lui Dumnezeu și este foarte bine și foarte frumos. Dar doar atunci o să putem să știm care au fost păcatele cu adevărat și care au fost virtuțile cu adevărat ale fiecărui neam. Putem să vorbim despre păcatele unui neam într-o anumită perioadă, greșelile unui neam într-o anumită epocă. Din acest punct de vedere, cel mai persistent păcat al românilor, de care aș vrea să nu spun că ne caracterizează, dar a fost foarte des prezent în istoria noastră, dezbinarea. Cel mai mare păcat al românilor în epoca modernă, lepădarea de istorie. L-am întrebat nu de multă vreme și vă spun asta cu profundă durere, nu judecând pe cineva, ci cu durere profundă, l-am întrebat pe un ardelean dacă știe ce înseamnă oarba de Mureș,
pentru istoria dealului și pentru noi, pentru români, și habar n-avea. Știa, bănuia că este în județul Mureș, că îi zicea vorba de Mureș, dar nu era sigur, pentru că știa că Mureș e mai lung un pic. Zic, nu știa ce înseamnă vorba de Mureș. L-am întrebat dacă a auzit de Avram Iancu și a zis că a auzit. Și ce știe despre el? Nu știa nimic. Nici măcar nu știa ce profesie a avut Avram Iancu, nu știa că a fost la Blașe sau... Auzise că a fost așa undeva prin Apuseni, ceva, un fel de haiduc. Ori în clipa în care ești atât de rupt de strămoșii tăi, încât locuri sfinte, eroi și sfinți îți sunt necunoscuți, abia dacă le-ai auzit numele, este foarte grav. Eu am suferit foarte tare, a fost acum ceva vreme o campanie numită Mari Români sau ceva de genul ăsta. Și am suferit foarte mult, pentru că eu mă așteptam ca ardealul să dea undeva în primii trei pe Avram Iancu. Și nici vorbă. Și am suferit. Horea, Cloșca, Crișan, nu. Pintea, nu, tot felul de nume. Doamne, iartă-mă, dar am vorbit cu cineva care era din Cluj și nu știa, n-auzise de Pintea. Dar nu-i glumă. Dar cum se poate să nu auzi de Pintea? Să nu fi auzit de Pintea? Eu nu pot să înțeleg. Decât cu durere că suntem rupți de propria noastră istorie. Și vedeți aici, nu avem voie să dăm vina pe educație, pe școală. Pentru că noi știm cu toții că suntem sub ocupație și se încearcă distrugerea noastră și deznaționalizarea noastră. Uitați-vă că s-a discutat să scoate istoria din școală. Cum se poate așa ceva? În loc să te gândești cum să pun mai multă istorie românească și cum să o pun mai frumos și mai bine, încât să înțelegem cu ce valoare venim noi și în fața Europei și în fața lumii, tu vrei să retezi ultimele rămășițe care există? Și să faci o bălăcăreală de istorie în care să nu se mai învețe nimic? Da. Și atunci, nu este chiar atât de mare surpriza dacă ne gândim bine. Și atunci, ce? Care e datoria noastră? Datoria noastră ca părinți și datoria noastră ca indivizi este, pe de-o parte, ca indivizi să studiem noi istoria cât mai mult. Ca să ținem legătura cu stâlbunii, ca să știm cine suntem, de unde venim și încotro mergem. De cealaltă parte, să ne educăm foarte bine copiii în această privință. Vedeți că să nu ni se întâmple nouă ce li s-a întâmplat grecilor. Știți, grecii făceau pe viteji și pe urmă au fost în patru labe în fața Berlinului sau Bruxellesului sau cum vreți. După ce au făcut pe gozave și nu știu ce, pe urmă au acceptat cele mai joase condiții. De ce? Pentru că sunt făcuți praf. Gândiți-vă că ei, la noi, de două s-a respins în Parlament parteneriatul homosexual, iar ei a fost acceptată căsătoria homosexualilor. Cum pot ei, care se pretind o țară ortodoxă, să facă asemenea lucruri? Pentru că se pretind numai. Grecia trăiește din nenorocire și ca o lecție amenințătoare pentru noi, trăiește din gloria trecutului. Ei trăiesc pe umerii strămoșilor, pe ruinele de acolo și obiectivele turistice de acolo, pe gloria înaintașilor, nu pe ceea ce fac ei. E o primește foarte mare. Noi trebuie să cunoaștem istoria nu ca să ne umflăm în pene, să facem pe gozani față de alții, ci tocmai pentru a vedea cum bine a pus Părintele ca temă a acestei conferințe, să vedem lecția egoismului și a trădării, ca să învățăm ce cale alegem. Ca să învățăm să ne ferim de capcane. Să știți că sunt oameni care au trădat fără să vrea să trădeze. N-au fost destul de dibaci, n-au fost destul de atenți, n-au cunoscut bine istoria și au fost păcăliți. Aici este cheia. Deci avem această datorie să ne întoarcem la istorie și cel mai mare păcat actual, acesta este lepădarea de istorie. Cum ar trebui să înțelegem toți cei aici prezenți această expresie? Eu apăr sărăcia și nevoile și neamul. Scrisoarea treia de Mihai Eminescu. Cuvintele pe care le pune în gura lui Mircea cel Bătrân. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. E, pe asta am putea să facem o cateriză, părinte. Așa că nu o să răspund decât la o bucățică din tot ce se poate răspunde.
Vedeți că acest cuvânt sărăcia, pe care îl pune el, este de o importanță extraordinară. Cum spune Domnul nostru Iisus Hristos? Vai de cei care se încred în bogății. Multă lume confundă acea osândire, că mai ușor este să treacă cămila prin urechile arcului decât să intre un bogat în împărăția cerului, cu osândire a bogăției în bani. Dar tot Domnul nostru Iisus Hristos îl dă ca pildă, nu ca pildă, îl dă ca părinte al celor mântuiți pe Avram. Și Avram era un om de bogăție extraordinară. Eu nu cunosc în România astăzi un om care să fie la fel de bogat cât era Avram în vremea lui, nici pe departe. Avram într-o oră, a ridicat din zona unde și avea el cortul, că el avea de casă un cort atât de modest era, a ridicat într-un ceas oameni de lui care lucrau pentru el, înarmați, 318. Cine poate să ridice astăzi din bogătașul României 318 oameni înarmați într-o oră? Cu care a pornit la război și a câștigat războiul. Și Avram era, din punct de vedere financiar, extraordinar de bogat. Și totuși este părintele celor mântuiți. De ce? Pentru că el nu s-a încrezut în bogății. Vă aduceți aminte, tocmai am spus, el trăia, locuia într-un cort, nu și-a construit palat. Deci Hristos spune, vai de cei care se încred în bogății. Pentru că noi trebuie să ne punem credința în Dumnezeu. Și atunci, omul care își pune credința în Dumnezeu, nu se vede bogat pe el însuși și nu își pune nădejdea în el însuși. Și această sărăcie de care vorbește Eminescu, pe care o numim în creștinism nevoință sau asceză, este temelia libertății. Este temelia libertății. În clipa în care părăsim această sărăcie, intrăm în ce? În comoditate și lux. Și în momentul acela suntem pierduți, suntem sclavi. Suntem legați în lanțuri, suntem dependenți. Și putem fi manevrați încoace și încolo. Când grecii au atacat pe romani pentru prima dată, erau convinși că o să-i facă praf pe romani, cum făcuseră praf și alte popoare. Și au fost învinși. Grecii, nu știu dacă știți faza asta, dar grecii cuceriseră niște țări italice și înaintau spre interiorul Italiei, peninsulei italice. Și au atacat un popor care era aliat cu romanii și ăia, înfrânți de greci, i-au chemat în ajutor pe romani. Romanii au venit, i-au înfrânt pe greci și i-au izgonit. Și grecii au zis, băi, ce cu țăranii ăștia? Că romanii erau niște țărani. Ce cu țăranii ăștia care au bătut? Nu se poate. Și aflând mai multe despre ei și că sunt puternic militari, pentru că deși erau țărani, orice cetățean roman de mic învăța să lupte, au trimis un negociator foarte iscusit, cu tot felul de daruri de aur, cu friptură de căprioară, miere, care se păstra la orice temperatură, ani de zile, cu tot felul de bunătăți grecești și așa mai departe. Și a venit omul acesta la Roma, la unul dintre cei mai importanti senatori romani, erou în mai multe bătălii, un om de care asculta senatul cu mult respect, și l-a găsit în curte, lucrându-și grădina cu săpăligă. Și a crezut că un sclav. Și i-a zis, auzi, du-te și cheamă-ți aici stăpânul. La care omul ăla se ridică, se uită la el și spune, stăpânul meu este poporul roman. Și grecul și-a dat seama că a făcut o gafă și zice, vorbesc oare cu marele senator și nu știu ce, și a început cu gogoșile și așa mai departe. Și ăsta a răspuns, sunt și și-a dat numele. A încercat grecul să-i ofere aur, să-i ofere, mai ales când a văzut masa de prânz, care era cu ridichi, cu salată, salvie, eu mâncau foarte de salvie, că e foarte sănătoasă, și diferite chestii astea. Și a zis, ce masă e asta? Nu, că și o bucată de brânză de cap, uitați-vă. Și i-a arătat bunătăți, că am venit cu astea, vase de aur, de argint. Și ce nu-mi trebuie? În vasă de lut au mâncat părinții mei, în vasă de lut mănânc și eu. Și a respins toate darurile. Și grecul și-a dat seama că a pățit-o. Și după ce a mai întâlnit încă 3 senatori care la fel trăiau, a plecat în Grecia și a spus, suntem înflânți. Oamenii ăștia nu pot fi cumpărați. Și într-adevăr, câtă vreme au păstrat sărăcia aceasta, romanii au fost de neînflânt.
Așa că Eminescu a atins un punct foarte profund când a spus eu mi-a apăr sărăcia. De ce să-ți apeli sărăcia, mă? De ce să nu devii bogat? Nu e vorba de să nu ai bogăție și frumusețe și nu știu ce niciun. E vorba să fii în stare să trăiești și la un hotel de 4 stele sau de 5 stele, dar să dormi și în un cort la fel de liniștit și de fericit și de împăcat cu tine, să nu fii dependent de nimic decât de dragostea față de neamul tău și de Dumnezeu. Deci trebuie într-adevăr să ne apărăm sărăcia și aici Eminescu a atins un punct profund pe care trebuie să-l punem în sufletul nostru. O întrebare am primit odată de la cineva și chiar mă gândesc cum să vă pun, adică vorbesc cu istoricul Haldie. Ca un simplu român, ar fi monarhia o șansă pentru România? La tot ceea ce vedem în jur, vorbesc cu istoricul Haldie. Aici am o părere particulară. Eu cred că nicio formă de guvernământ care nu izvorăște din sufletul poporului, cu adevărat, nu ne poate ajuta. Nu există, să știți, din punctul meu de vedere, vorbesc ca istoric, într-adevăr, ca român, din punctul meu de vedere, nu există un panaceu. Nu există un om providențial. Gândiți-vă că a venit în istorie un om cu o mare, providențial cu plumare și oamenii l-au răstignit. Degeaba vine cel mai providențial om, dacă poporul nu este pregătit să îi fie alături, să-l slujească și sub mine să-l slujească. Pentru că noi ar trebui să avem așa conducător, încât să nu fie să ne fie rușine să ne spunem că îi slujim, ci să fie o mândrie pentru noi. Până când nu o să avem conducători de să ne mândrim că îi slujim, orice formă de guvernământ vom avea, o vom duce rău. Este o problemă foarte mare aici. Câtă vreme conducătorii nu ies din sufletul poporului, o să fie rău. Eu, așa, în puterile mele mărginite și în priceperea mea puțină câtă este, nu am găsit un răspuns la această întrebare decât acesta. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea buni conducători ai bisericii, ai neamului și ai țării și să ne facă pe noi vrednici de asemenea conducători. Este, cred că am spus cel mai corect. Ce înseamnă pentru teologul, istoricul, filologul Haldie a fi român? Să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toate puterile tale și din tot cugetul tău, pe aproapele tău mai mult ca pe tine însuți, așa cum au făcut-o strămoșii noștri. Să le duci moștenirea mai departe. Strămoșii noștri au zidit o ortodoxie minunată. Mie mi se pare cea mai frumoasă. Pentru că la noi s-au întâlnit toți. Toți ortodoxii din toate părțile, care se bat între ei și se ceartă între ei în altă parte, la noi au putut să se înfrățească, să fie împreună și numai ortodoxi. Suntem singurul loc în care atunci când românii au condus, popoarele cele mai diferite și religiile cele mai diferite au putut să trăiască în pace, să conviețuiască în pace. Este o moștenire de o frumusețe extraordinară, este moștenirea împărătească. Este moștenirea Sfântului Constantin cel Mare, care a visat să transforme Romania păgână într-o Romanie creștină, în care popoarele să poată să fie împreună după chipul împărăției cerurilor. Și eu cred că strămoșii noștri au păstrat acest ideal al Sfântului Constantin cel Mare și ne l-au transmis nouă și se cuvine și noi să-l ținem în inimile noastre să mai departe. Asta înseamnă să fie bun. Să duci mai departe moștenirea Sfinților și eroilor neamului românesc. Cred că am spus. În sală avem mulți copii, mulți tineri. Ce cuvântele suflet de a spune lor? După această lecție, frumoasă lecție de istorie. Să iubească. Puteți să ridicăm în picioare și să aplaudăm pe copiii elevii care sunt clar aici de față.
elevii care sunt de față din școlile de Gherlene și numai, haideți să-i vedem. Să ridicăm picioare pentru că ei sunt viitorul bisericii, ai țării și ai neamului. Să-i aplaudăm cu toată puterea noastră. Curaj, curaj! Vă mulțumim! Către copii, primul mesaj este acesta, să aveți curaj. Vă trebuie foarte mult curaj, aveți nevoie de foarte mult curaj și găsiți-l, căutați-l la Dumnezeu și în voi. Aveți curajul să fiți ortodoxi, aveți curajul să fiți români într-o epocă în care se aruncă mizerie peste tot ceea ce este sfânt. Feriți-vă de capcanele pe care mulți cu bună știință încearcă să le bage în sufletul vostru și prin televizor și prin internet. Dacă vă uitați, de exemplu, pe Disney Channel, o să vedeți o lume a superficialității. Oameni care își irosesc viața, pentru care singurele lucruri importante sunt să danseze, să cânte, să fie vedete, să se îmbrace nu știu cum, să fie cool și tot felul de prostii de genul ăsta. Uitați-vă la cei care joacă în aceste filme, urmăriți-le viața și vedeți cât de distruși sunt. Eroina unui asemenea film, Hannah Montana, a ajuns ca adolescentă întâi și apoi ca tânără să fie un om distrus. Cu droguri, cu destrăbălări extreme, ajungând până la se expune pornografic peste tot, distrugându-se pur și simplu. Și foarte multe dintre aceste vedete la fel ajung. Pentru că au fost învățate prin faptul că au jucat în atâtea filme de propagandă satanică, au fost învățate să trăiască o viață fără niciun rost în afară de plăceri. Dar plăcerea în sine încetează. Nu mai este plăcere, devine durere, devine suferință. Trebuie să ai un rost în viață, trebuie să ai un scop, trebuie să știi pentru ce trăiești. Și fără istorie, nu găsești acest scop. Trebuie să căutați să iubiți istoria. Nu istoria manualelor școlare. Pentru că în manualele școlare și adevărul este prezentat stâlp. În ce sens? Cum spunea cineva, binele nu este bine dacă nu e bine făcut. Eu pot să dau cuiva o mâncare foarte bună, dar dacă l-am legat de scaun și o torn pe gât cu pâlnia, e foarte posibil să-l omor. Și eu zic că l-am hrănit, dar a murit înecat cu mâncarea foarte bună pe care i-a turnat-o pe gât. Deci nu e de ajuns să faci un bine teoretic, depinde cum îl faci. Manualele de istorie, de obicei, sunt extrem de prost făcute și asta nu din cauza celor care le fac, să știți, din cauza unora de mai sus, care impun norme aberante pentru facerea manualelor de istorie, care resping manualele de istorie bine făcute și așa mai departe. Și atunci aveți nevoie să căutați mai departe. Și nu o să vă fie ușor. Pentru că trăim într-o lume a superficialității. Și ca să cunoști istoria sau orice lucru, dacă vrei să-l faci serios, trebuie să muncești un pic. Nu e ușor. Și trebuie să aveți curajul să faceți această muncă. Să căutați cărțile de istorie ale lui Dinu și Constantin Cegiulescu, să căutați cărțile de istorie ale lui Nicolae Iorga și să citiți istoria românilor, să citiți alte cărți din acestea, să căutați Fontes Historia Dacoromane. Sunt niște cărți pe care am această mulțumire înaintea lui Dumnezeu că le-am pus pe internet pentru prima dată noi la parohie în București, prin munca unor tineri ca și voi, care s-au străduit să scaneze niște cărți groase, să le pună pe internet. De ce? Am vrut ca românii să aibă acces la izvoarele istoriei lor. Acolo găsiți documente istorice fundamentale în original și în traducere. Aveți originalul în greacă sau în latină și în dreapta traducere și puteți să vedeți ce spun documentele. Puteți să le confruntați, trebuie să judecați, trebuie să gândiți. Lucrul ăsta vă dezvoltă discernământul, puterea de a învăța și vă ajută să vă găsiți un rost, un rost adevărat al vieții voastre. Așa cum am spus, trebuie ca atunci când ne uităm în urmă să putem să spunem nu am trăit degeaba. Viața mea a avut un rost, am făcut ceva. Deci asta ar fi primul meu cuvânt. Ne gândim și la părinții din sală,
Și v-aș ruga un îndemn părintesc, pornind de la ceea ce am observat eu, o relație de invidiat între sfinția voastră și fiicele sfinției voastre, care e secretul unei relații atât de frumoase între părinți și copii? Eu, în această privință, mă tem să dau, să cum să acum spun, trecem peste, vorbim despre altcineva. Sentințe universale, dar aș putea să vă spun doar ce m-am rugat eu. Eu m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea numai copii care să se mântuiască. Am fost cam obraznic, recunosc, dar mă durea numai umbra gândului că aș putea să-mi văd vreunul din copiii mea. Și m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea numai copii care să se mântuiască. Și de asemenea m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea puterea să-i cer și să iert. Este foarte important să știi să-ți ceri copiii cu dragoste, în așa fel încât ei să știe că iubești și să știe că cearta nu este pentru că te-au deranjat pe tine personal cu ceva, ci este această cealaltă pentru că vezi că își fac rău. E foarte important ca părinte să înțelegi că nu contează ce face copilul pentru tine. Contează dacă ceea ce face el îi face lui bine sau rău. Și tu, ca părinte, ai o răspundere foarte mare. A pune copilul la televizor sau la calculator și a lăsa acolo pe motiv că uite ce viață frumoasă i-a făcut copilului, asta este o fugă de responsabilitate și este o distrugere a copilului. Să răzgâi copilul dându-i orice este o greșeală extraordinară care distruge copilul. Vă spun că sunt niște statistici psihologice care nu prea sunt dezvăluite marelui public. Vedeți că tendința actuală este de a crește copilul fără să îl cerți, fără să îl pedepsești, fără să îl mustii, nimic, n-ai voie să-i spui, în unele țări nu mai ai voie să-i spui copilul ai greșit. Că vezi, Doamne, îi afectezi personalitatea. Acest sistem educațional a fost conceput de un psiholog american care a avut un singur copil pe care el a crescut, l-a educat după această metodă și care la 21 de ani s-a sinucis. Atât de bine l-a educat. Ce nu se spune e faptul că nu e o excepție. Rata sinuciderilor la copiii care sunt crescuți astfel, este de peste 20 ori mai ridicată decât la copiii crescuți în mod obișnuit. Nu știu dacă realizați cât de monstruoasă este diferența. Pentru că un copil crescut pe ideea am voie orice, îmi pot permite orice, toată lumea mi este datoare, nu va face față vieții, nu va face față. Și va intra pe droguri, va intra pe alcool, va intra pe izbucnit de violență extremă, poate chiar se va sinucide. Copilul trebuie să fie crescut ca să fie puternic. Copilul trebuie învățat să înfrunte greutățile cu zâmbetul pe buze și cu fruntea sus. Copilul trebuie învățat că atunci când a căzut, trebuie să se ridice și să meargă mai departe, nu să stea în frunt să-și plângă de milă. Sunt niște lucruri elementare, fundamentale. Și copilul trebuie învățat că atunci când faci un lucru rău, există o consecință rea. Și că pentru o faptă rea, există o pedeapsă. La început, copilul este ocrotit de Dumnezeu și de societate. Pedeapsa este dată de părintele care îl iubește. Și întotdeauna este mai delicată. Însă mai târziu, atunci când copilul intră în societate, pedeapsa este dată de oameni care nu-l iubesc sau care chiar îl urăsc. Așa încât este mult mai rea. Copilul trebuie să înțeleagă, să învețe, să-și asume responsabilitatea, să știe că pentru anumite lucruri merită să îndui orice, de exemplu pentru Dumnezeu și pentru neam, în vreme ce pentru alte lucruri nu merită nimic. Trebuie să știe să lupte cu slăbiciunea lui. Și trebuie să știe să muncească. Un lucru foarte important. V-am spus că am fost ateu. V-am spus că am avut o gândire comunistă. Dar unul din lucrurile cel mai importante din educația mea a fost munca. Faptul că eu veneam la școală, orășan fiind în București,
cu urme de țărână în palme, pentru că munceam grădina cu părinții mei. A fost extraordinar pentru mine. Eu zic că a fost unul din lucrurile fundamentale în salvarea mea și a găsit Dumnezeu cel drept. Trebuie să știi să muncești. Încercați să nu vă lăsați de muncă. Este extraordinar de importantă. Părinții mei au o anumită vârstă la care cei mai mulți oameni se retrag în fața televizorului, dar ei muncesc zi de zi. Și nu pentru că sunt forțați, pentru că vor și pentru că știu că viața fără muncă nu are niciun rost. Când străbunica mea, Dumnezeu s-o odihnească, a murit, a murit în felul următor. S-a întors din grădină, s-a așezat pe scaun și a spus băiatului care era în vârstă, pentru că ea avea în jur de 100 și ceva, dar nu știm exact pentru că nu se știa anul nașterii ei, a spus, cheamă copiii. Care copii? Pe toți. Copiii toți, fiind unii la București, unii la Craiova, unii în Ardeal și așa mai departe, eram multe părți. Cheamă-i pe toți să vină duminică. De ce? Eu plec. De unde pleci, măița? Acolo. Uite, de ce pleci acolo? Nu mai pot să muncesc. Avea reumatism, avea umflate încheieturile și lucrase în continuare grădina așa, dar nu mai putea să-și lipească degetele și nu mai putea să smulgă burienile. Și când a văzut că nu mai poate nici să smulgă burienile, a zis, gata, trebuie să plec la Dumnezeu. Și ce i-a spus băiatul ei? Măiță, dar dacă nu mai poți să muncești nimic, stai și te odihnești. Numai că aici muncim, acolo ne odihnim. Da. Și ne-a chemat pe toți, să știți. Aveam, nu știu, 8-10 ani când ne-a chemat și a luat rămas bun de la noi. Era un om de o putere spirituală, extraordinară, băguntă, dar avea o putere extraordinară în ea. Și-a luat rămas bun de la noi în acea duminică, dar și-a luat rămas bun de la noi după ce a venit la Sfânta Liturghie. Că se spovedise sâmbătă, duminica a fost la liturghie, s-a împărtășit și-a luat rămas bun de la noi, a mâncat o masă toți împreună, ne-a trimis la tren și ea s-a întins pe pat și a murit. Fără cuvinte. Așa se trăiește o viață. Și ar trebui să încercăm să recuperăm această trăire a strămoșilor noștri, care, vedeți, nu sunt chiar atât de îndepărtați totuși. Să recuperăm această trăire a strămoșilor noștri și să o recuperăm pentru noi, ca să o putem da și copiilor și nepoților noștri. Ați anticipat o penultimă întrebare. Am vorbit de copii, de tineri, pentru părinți, pentru mama noastră, pentru tatăl nostru, ca duhovnic, cu atâta experiență, ce sfaturi, îndemnuri în acest context atât de amestecat în care trăim, ca să păstreze armonia, echilibru? Aici sunt foarte multe de spus. Sunt două unghiuri, că este o relație bijectivă, ca să zic așa, adică și de la părinți la copii și de la copii la părinți. Eu am mers, zic eu, mă iertați de egocentrism, dar asta este, trebuie să dau experiența mea. Nu pretind că e universal, dar vă dau ceea ce am. Eu am mers cu copiii mei pe următoarea idee. Până pe la 5-6 ani ești dictator. Pentru că, într-adevăr, copilul are o capacitate mai redusă de înțelegere și nu poți să negociezi cu el dacă să-și bage degetele în priză sau nu. Nu, n-ai voie, punct. Deci, până pe la 5-6 ani, dictatură. De la 5-6 ani trebuie dezvoltat un anumit parteneriat. Copilul trebuie să aibă tot mai multă libertate de a greși. Tu îl previi, dar peste tot pe unde îl poți lăsa să greșească, lasă-l. Lasă-l, fiind pregătit să-l ajuți să se ridice, fiind pregătit să-l ajuți să se ferească de niște consecințe exagerate ale greșelii lui, dar ajutându-l mereu să învețe, pentru că din greșeli omul învață. Și pe urmă, deja pe la 12-14 ani, în funcție de nivelul fiecăruia de maturitate, eu merg pe ideea de a trece la o relație de prietenie. Îi sunt alături copilului în tot ceea ce vrea, dar nu mă bag în viața lui. Nu-l silesc să mă accepte, nu-l silesc să-mi accepte ideile. Însă mereu încerc să-i atrag atenția, îl vezi,
că tu răspunzi de ceea ce faci. Este viața ta și este în mâinile tale. Ai grijă, gândește bine ca ceea ce faci să fie cu adevărat bun și înaintea lui Dumnezeu și înaintea strămoșilor noștri. Deci pe mine nu mă interesează mai puțin gura lumii. Dar să știți că mie e foarte tare, mi-e frică de gura strămoșilor, dacă pot să spun așa. O să murim și înaintea lui Dumnezeu să știți că o să vedem, poate mai aproape, poate mai departe, o să vedem pe stăpânii noștri care au câștigat împărăția cerurilor și care acum se uită la noi. Noi nu suntem singuri niciodată. Strămoșii noștri se uită totdeauna la noi, se roagă lui Dumnezeu pentru noi. Și speră să fim puternici și să câștigăm viața veșnică, să mergem pe drumul pe care au mers și ei, fiecare dintre noi în felul lui, dar să mergem până în împărăția cerurilor. Ne așteaptă. Și de asta, de exemplu, mie mi-este rușine să fac lucrurile după lenea mea și după lașitatea mea și mai departe, pentru că i-am pe ei pildă și mă rușinez de ei. Și atunci trebuie să pun un pic osul la muncă. Și trebuie să fiu curajos chiar dacă mi-e frică, pentru că îi am pe ei și mi-este rușine de ei. Și am încercat copiilor mei să le spun cu acesta, nu, să nu vă pese de gura lumii, dar să vă fie rușine de înaintași, dacă faceți ceva pe care îi faceți de rușine. Pentru că ei au trecut dincolo de examenul final, care este întâlnirea cu Dumnezeu. Au trecut, au luat examenul și atunci de ei, da, poate să ne fie rușine. Gura lumii poate să aibă sau să nu aibă dreptate, dar Sfinții au întotdeauna dreptate. Sfinții care sunt în ceruri. Și atunci este acest lucru, după 12-14 ani, în funcție de maturitatea copilului, eu nu-l mai privesc ca pe un copil. A încercat să vă aduceți aminte că înainte copiii nu mai erau copii la vârsta aia, se căsătoreau. La 12-14 ani se căsătoreau. În trecut așa era. Până la începutul secolului 20 și la noi, deja la 12 ani, fata se gândea la muritiș. La 14 ani, mai rar erau fete necăsătorite. Chiar dacă acum s-a schimbat și îi ținem în școală până la vârste înaintate, chiar înaintate, că sunt oameni care stau în școală până la 30-40 de ani, totuși nu mai sunt copii. Sunt tineri, deja la 14 ani sunt tineri. Și atunci eu merg pe această idee de prietenie în care întotdeauna să știe că poate să aibă copilul să știe că poate să aibă o vasă în părinte, dar părintele să nu intervină forțat. Sunt căsnicii închistuse. Până atunci pregătiți și o întrebare și chiar ne gândeam la un moment dat, vorbim de înaintașii noștri, când le datorăm bunicilor noastre. Și chiar să-i aplaudăm, că sunt aici cu noi multe dintre bunicile noastre și chiar v-aș ruga din suflet un mesaj pentru bunicii noștri care au meritul lor. De cele mai multe ori le datorăm ceea ce suntem și noi astăzi. E greu să dau un cuvânt bunicilor. Pentru că mie mi se pare că bunicii trebuie să ne dea nouă cuvinte. Adică relația e un pic inversă. Și nu aș da atât de mult un cuvânt bunicilor, cât aș da un cuvânt copiilor și nepoților să iubiți pe bunici și să-i respectați și când au și când au dreptate. Pentru că prin ei noi am câștigat viața și prin ei noi am câștigat țara pe care o avem. Și prin ei avem legătură cu toți înaintașii noștri. Vedeți că mă uit când cresc și mie copiii și mâine pe mine, probabil că eu, rămânând așa mai în urmă, o să le spun cine știe ce postie. Eu fiind convins că am dreptate, dar fiind depășit de vremuri. Și sper din tot sufletul să nu mă disprețuiască în momentul ăla și să mă iubească, să mă respecte chiar dacă mai bat câmpii. Este foarte, foarte important să învățăm să respectăm, să ne respectăm cu adevărat bunicii, chiar când nu suntem de acord cu ei. Asta este o boală gravă a românului de astăzi,
Să nu suporte pe cineva care îl contrazice, ca și când ar fi sfârșitul lumii dacă te contrazice cineva. Nu pierzi nimic, mai dacă te-a contrazis cineva. Nu pierzi nimic. Poate chiar l-ai de învățat. De multe ori am văzut că bunicii care vin cu, să spunem așa, o gândire depășită în multe privințe, au în realitate o dreptate profundă la nivel spiritual. Și dacă îi asculți cu atenție, dacă treci dincolo de mărunțișurile care la prima vedere sunt nepotrivite, găsești niște adevăruri atât de profunde încât îți pot fi de un folos extraordinar toată viața. Ca să nu mai vorbesc de faptul ăsta mai puțin plăcut pentru noi care ne simțim mai tine, de faptul că de foarte multe bunicii chiar au dreptate. Dar asta ne face că nu știm. Dar chiar dacă ne face că nu știm că de foarte multe bunicii au dreptate, să ne aducem aminte că trebuie să iubim și să-i respectăm întotdeauna. Asta este cuvântul meu către tineri, către bătrâni. Dacă este să vorbesc pentru cei bătrâni, spune să se bucure de vârstă. Este o lucrare a diavolului în zilele noastre să-i facă pe oameni să se rușineze de bătrânețe, ca de ceva rău. Și nu este așa. Fiecare vârstă are părțile ei grele sau urâte și părțile ei frumoase. Și omul trebuie să învețe să se bucure de vârstă și de darurile pe care fiecare vârstă îi le aduce. Dar trebuie să ai înțelepciunea de a găsi aceste daruri și în felul ăsta să învețe să te bucuri de ele. Mulțumim! Aplauze pentru invitația din această seară. Teologul, istoricul, filologul, Părintele Mihai Aldia. Îi mulțumim! Nu înainte de a da microfonul pentru o întrebare sau două, trei din public. Nu să spun că marele trădări oare nu au fost influențate și de conjunctura politică a vremurilor și chiar economice? Nu pot să vorbesc la general. Dacă nu mi se dă cazul istoric concret, n-am cum să răspund. Însă, eu vă pot spune un lucru foarte clar și pentru care vă garantez ca istoric de faptul că este atestat de tot ceea ce am cercetat și am studiat eu. Românii au avut extrem de puțină trădare în comparație cu alte popoare. A existat trădare și la noi. Însă, o primă deosebire gigantică între felul în care e privită trădarea, de exemplu, în vestul Europei și cum e privită la noi, este că noi ne rușinăm de fiecare de trădare. De multe ori ne rușinăm de trădare care nu e trădare. Noi numim de multe ori trădare lucruri care nu sunt trădare. Dar noi ne rușinăm de trădare în vreme ce în Occident, în foarte multe țări, e considerată iscusință, strategie, pricepere și așa mai departe. Dacă vă uitați la istoria Franței sau a Spaniei sau Italiei, pe secolul al XV-lea, de exemplu, e numai trădare acolo. Eroism, câte o picătură pe aici, pe acolo, eroism adevărat. Și de cele mai multe ori împănat de aroganță, de foarte multă aroganță. Dar, din punct de vedere politic, trădarea este la ordinea zilei și nu se pune problema existenței trădării. Problema se pune cum știi să te ferești de trădare, să o folosești împotriva celorlalți și să trădezi tu atunci când trebuie. Asta este educația pe care o ai în secolul al XV-lea, XVI-lea, XVII-lea și așa mai departe. Inclusiv în zilele noastre. Oare vă închipuiți o clipă că acum gândirea în vest europeană e diferită? Uitați-vă viclenia cu care au fost aduși un milion și ceva de refugiați din țări în care nu este război. Adevărat, au venit și vreo 50.000 de refugiați din Siria, care sunt refugiați. Și pe lângă aia 50.000, un milion și ceva de bărbați, tineri, puternici și așa mai departe, din felurite țări din Africa de Nord. Au fost aduși de politicienii occidentali. Pe urmă se gândesc cum se împartă altor țări și tot felul de viclănii. Sunt o mulțime de trădări la mijloc. Și noi, parcă suntem obiți, nu le observăm. Noi, spunea cineva, noi suntem un popor de trădători.
Și i-am spus, îmi pare rău că voi sunteți un popor de trădători. Noi românii nu. El pretindea că e român. Și am zis să vorbească numele lui și al Tasu și al Măsa. Că poate ei trei sunt trădători. Dar eu nu sunt trădător, fratele meu nu-i trădător, surorile mele nu sunt trădătoare, părinții mei nu sunt trădători și așa mai departe. Și să vorbească numai de neamul lui, nu de poporul meu și de neamul meu. Dacă vă uitați în istoria altor țări, vedeți că acolo trădarea este la ordinea zilei și este până în zilele noastre. Așa încât e bine să fim foarte, foarte critici când se spune, vai, românii au trădat. V-am dat exemplu, în primul război mondial, și că românii au trădat, că au semnat pace separată cu puterile centrale. Păi măi, pe cine au trădat? Că voi, tratatul pe care l-ați avut cu România, din prima zi l-ați călcat în toate prevederile lui. Voi sunteți trădători. Tu, Franța, tu, Marea Britanie, tu, Rusia și așa. Voi sunteți cei care ați trădat România de la început. Și pe urmă, pretindeți că România a trădat pentru că s-a salvat să nu fie distrus așa cum ați aranjat ca niște trădători ce sunteți? Și pe România acuzată de trădat? Iarăși, vai, românii au trădat în al doilea război mondial. Care românii au trădat, domnule, în al doilea război mondial? Păi tu spui că românii erau sub dictatură și sunt de acord cu tine, erau sub dictatură. Deci cei care au trădat au fost dictatorii, nu poporul. Poporul ce putea să facă? Poporul a făcut ce a putut. Și a dat sângele pentru țară, și a dat sângele pentru Dumnezeu, pentru neam. Ce putea să facă mai mult poporul? Când clasa politică trădă... Dar știți cum este? Ăștia care sunt sus și care fac toate mizerile, de câte ori fac ceva bun, mă rog, mai greșești ei, spun, uita așa am făcut noi. În clipa în care e ceva, iată ce popor și ce țară. Pentru tot ce e rău, e poporul de bine. Deci, e foarte complicat să discutăm despre trădare X sau Y, trebuie să vedem exact despre ce este vorba, ca să putem să judecăm și să înțelegem. Eu, sincer, nu cunosc. Și încerc acum să-mi aduc aminte, ca să nu mint, dar eu nu mi-aduc aminte niciun caz în care poporul român să fie trădat. Niciun. Că au existat trădători la noi, e o chestie. Dar poporul român să fie trădat pe cineva, nu cunosc. Dimpotrivă, știu că a fost trădat de multe ori. Și a dovedit o milă și o înțelegere față de cei care l-au dușmănit și l-au trădat și așa. Uluitoare, pe care eu nu le-am întâlnit la popor de fața Pământului. Mulțumim pentru gestul, mulțumim de întrebare, domnul Istic. Vă amintim că următoarea întâlnire, luna martie, va fi în duminica dinaintea postului mare. Atunci o să-i sărbătorim pe tinerii care au mers în fața Sfântului Altar în ultimul an din parohia noastră. Va fi invitat o personalitate surpriză, dar până atunci, mulțumim invitatul nostru și dumneavoastră pentru răbdare, pentru dragoste și mai ales pentru simțul autentic, patriotic, pe care trebuie să-l avem, să-l cultivăm și să-l dăm urmașilor noștri. Părinte Aldea, sunteți de-al nostru, v-ați simțit aproape, vă mulțumim, sperăm că mesajul a fost înțeles și nu uita că ești voios, române, să fii bun. O rugăciune înainte de mulțumire și aplauze pentru invitatul nostru și pentru dumneavoastră o săptămână binecuvântată. Tu vine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune
Pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecior. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. O săptămână binecuvântată, să ne întâlnim sănătoși și voioși, Domnul Primar, în Munteleatos, vă rugați și pentru noi, pentru toți. Numai bine și sănătate. O săptămână binecuvântată și la mulți ani.